La toți de față și viitori, sănătate, sunteți la Vreau să știu. Podcastul, ca așa cum spuneam, nimeni mai vorbește astăzi în limba română de când domnul Pruteanu nu mai este. Locul din care încercăm să învățăm câte ceva, o cimilitură, o istorioară, o statistică, un element, orice, așa fel încât la final să spunem că suntem puțin mai bogați. Dați-mi voie să vă spun că cei de la Unibet sunt în continuare alături de noi, oameni care au înțeles că nu există numai pariuri sportive, ci și multe alte lucruri interesante. O să vină, pentru că sunt pe drum cei de la Atelierul de Tarte, că altfel vă arătam bucatele, dar încă nu au venit. Atelierul de Tarte. Dacă vreți să comandați de acolo sau dacă nu vă duceți cu picioarele pe Ion Mihalache numărul 20, nu cu picioarele vă duceți acolo, cu ajutorul picioarelor ajungeți acolo. Măsuțele acestea sunt făcute de cei de la Wood Bucovina, care ne ajută de fiecare dată, și bineînțeles prietenii de la Badabum, badabum.ro, cumpărături de plăcere. Gata, am făcut această introducere, introducem invitatul. De mic copil, vorba manelei, a scris, a citit, a și citit, a și scris foarte mult. Noi îl citim și prin materiale de zi cu zi, prin ziare, prin reviste, dar și prin cărțile pe care dumnealui le-a zămislit. Spune că nu-i place să căsătorească, dar de 2 luni de zile nu l-am găsit niciodată în țara românească. Născut în orașul în care l-au făcut sită pe Nicolae Ceaușescu, el acolo s-a născut cu mult mai înainte, a lucrat și la Evenimentul Zilei și la Adevărul și acum este ceea ce se cheamă freelancer. Dragi prieteni, depănăm amintiri, dar și discutăm despre prezent cu Andrei Crăciun. Să trăiți! Să vă ajute Dumnezeu și bine, bine v-am găsit! Atâta bună prezentare seara, nu ți-a făcut nimeni! Bună seara noastră și invitațiilor noastre și emisiune plăcută în continuare! Dacă mai dorește cineva, da? Da. Ce am greșit din prezentare? Nu, sunt sunteți aproape competent și v-ați pregătit, apreciez efortul. Ai făcut dumneata aici niște precizări și aș vrea să continui în trena dumnealor, în trena, da, precizărilor. Da. Freelancer eram acum 10 ani, măi. Și nene, acum? Păi acum au apărut toți. Când eram eu freelancer, noastră nu știați ce înseamnă. Și cum se cheamă ce ești practicam acum? Practicam telemunca înainte de vreme. Brav. Am fost în avangardă, nu, încercam să fac o completare. Și, nu, altceva comic voiam să spun, de fapt. Că ai menționat că s-a născut la Târgoviște, așa e, s-a întâmplat. N-am locuit niciodată în acest frumos oraș, spre deosebire de, nu știu, Cornel Dinu sau alții târgovișteni. Da. Nicolae Dobrin, care a jucat acolo. Așa este, da, a jucat, cred că și în Liga a doua. Da. Și partea frumoasă e că ai menționat de faptul că l-au făcut sită pe dictatorul Nicolae Ceaușescu. Da? Apreciez și această formulă. Ai din partea mea o biluță albă, să te joci cu ea. Altceva voiam să zic și uite, fac o introducere lungă și nefirească. Bunicul meu a lucrat la unitatea militară în iarna 1989, era instalatorul unității militare, a pregătit ultima baie lui Ceaușescu, s-a spălat curat, a murit curat, spălat, pomădat. Acolo lucra omul, era, mă rog, era în pragul pensiei încă de pe vremea aia, trăiește încă, e bulgar la origine și bulgarii sunt longevivi. Și bunicul meu a asistat la, așa mai de la distanță, e adevărat, în curtea unității militare la execuția lui Ceaușescu. Și după ce s-au mai liniștit lucrurile pe acolo, veni fiecare așa să se uite, ia bă să vedem, au murit ăștia, na. Sigur că le făceau, aveau oamenii erau, cum să-ți spun eu ție, știi și tu că ai avut vârsta, erau impresionați de paltonul lui Ceaușescu și deși paltonul era plin de gloanțe, să gândeau că totuși ar fi bine să-l ia, că se mai poate purta și așa găurit. Până la urmă, da, până la urmă nu l-a luat nimeni, sau cel puțin nu știu eu să-l fi luat. Și nici asta nu voiam să-ți spun. Ce voiam să spun, de fapt, e că bunica mi-a la un moment dat mi-a adus și mie un glonț de acolo, dintre glonțele care au trecut prin sau pe lângă dictator, de lângă zid de acolo, așa la, ca la Colombo, când se șterge scena, da, crimei. Și eu, pe la vreo 8-9 ani, l-am dat la schimb pe o paletă de ping-pong. Asta am vrut să spun. Glonțul, glontele, da, respectiv. În loc să fie într-un muzeu, acum e, nu știu ce s-a mai ales de el, paleta respectivă n-a făcut o carieră pentru că sunt neîndemânatic și n-am fost un jucător. Păi și de ce ai luat-o jucător atunci? De,
Păi când ai 10 ani, vorba lui Seinfeld, te împrietenești și cu Stalin ca să joci ping-pong. Corect. Știi când s-a dus trimisul Radio România Actualități prin anii 60 cu la întâlnirea între marele popor chinez, știi? Nu. Și cu poporul român la ping-pong. Sunt bătrân, dar nici așa de bătrân. Da, înțeleg, mulțumesc frumos. S-a dus trimisul acolo și a adormit cu fusul orar cu asta și n-a prins meciul dintre Republica Populară Chineză și fratele mai mic așa și ăia l-au sunat și a zis: "Bă, tu trebuia să fii, în direct." S-a dus în baie și a făcut 10 minute așa. Știi? Și ca și cum ar servi. Și zice, în aceste momente, pe cuvântul meu nu e bășcălie, în aceste momente se pregătește Chuen Lai să servească în partea elaltă românca cu tare și a făcut așa 10 minute în baia că avea foalca așa ca de hârciog. În timp ce, ca să arate că l-au trimis până acolo... Profesioniștii din spațiul public. Apropo de palton, acum vorbim serios. Și eu am vorbit serios. Un palton, hai să nu zicem interesant, că e mult spus, un palton istoric l-am văzut la Muzeul Bucureștiului, ăla de la Palatul Suțu, da. Că toată lumea zice Șuțu, da. La Suțu, l-ai văzut? Cunosc, a lui cunosc. Nicolae Iorga, la fel era ciuruit, cu gloanțele trase da, de legionari. De legionari. Am văzut, dacă există la Bruxelles un muzeu interesant, un muzeu al istoriei Europei și acolo puteți să vedeți și alte paltoane, plovere, tricouri de oameni împușcați prin revoluții, prin războaie, inclusiv haina lui Franz Ferdinand, de la care ni s-a tras primul război mondial. Așadar, acolo mergeți la Muzeul Istoriei de la Bruxelles. Eu acolo am văzut. Da. Eu am vorbit de Palatul Suțu de la Universitate, dumnealui păi mai... Păi am zis da. Să tai cu as, cum să jucăm pe vremuri. Aveam... La tabinet sau la ce era. Da. La 21. Așa. O luăm cu începutul? Cu ce vreți noastră? Sunt aici ca să de vă răspund. De ce te-ai făcut mămică scriitor? Adică nu se moare de foame? Scriitorul și actorul nu mor de foame? După cum vezi, am pierdut categoric lupta cu kilogramele în plus. Să nu ne luăm de ăștia dolofani. Sigur, da, nu, întotdeauna am avut o simpatie pentru grăsuți. Nu e o problemă neapărat moartea de foame, nu asta e... Nu sărăcia buzunarului mă îngrozește pe mine. Și veșnicia. Da, și veșnicia ei. Nu, mă îngrozește sărăcia spirituală și cred că răspunsul e că am vrut să nu rămân prost și atunci am început de mic copil, cum ai spus tu, că Adrian copil da. Minune și am apreciat. Ai greșit șlagerul, băiatul meu. Am început de mic copil să, nu știu, să mă ocup cu cititul, să vreau să ajung și eu acolo unde ajungeau cei pe care îi citeam, adică atât de departe cu scrisul și am mers pe drumul ăsta. E adevărat că m-a ajutat și faptul că provin într-o familie de oameni care aveau cărți în casă, părinții mei sunt profesori de matematică, ceea ce îți dai seama că e... Ambii amândoi? Da, e neplăcut. Hai. Cu gheba, cu ăștia. Mamă, și atunci, decât să faci exerciții și probleme să ajungi ca Nicușor Dan, mai bine, nu știu, te apuci și citești de mic copil și după aia te ții de treabă și zici că nu, lasă că eu sunt cu scrisul, cu astea, ca să scap de gheba. Scuză-mă, probabil. Deci tu ai copilărit cu Petrică, gheba Petrică, și Olivoto? Da, în casă, da. Doamne, am avut ce a Petrică. Fost. Și cu gazeta matematică, cu alea mici, da, așa? Da, micuțe, da. Dar n-am avut o problemă cu asta, pentru că sunt S-a lipit matematica de tine? Sunt un tip inteligent, dacă vrei putem să discutăm nu. Despre asta. Da, aveți 3 minute să discutăm da, despre... Domnul Iisus Hristos. Nu, n-am făcut matematică pentru că nu... Eram, n-am simțit cum s-ar spune chemarea, dar nu sunt nici analfabet științific, adică mă descurc cât de cât. Dar am mers de foarte devreme pe un alt drum decât ăsta, pentru că nu-mi plăcea să, știi cum, nu-mi plăcea să fiu ca Daniel Maldini, fiul lui Paolo Maldini, știi? Să, am înțeles. Dacă eram copilul lui maică-mea și lui taică-mea și să creadă lumea că și eu o să fiu la fel, am vrut să arăt că eu o să fiu de fapt altfel, ca să fiu eu. Bun, dar părinții nu spuneau, măi mămică, nu te-au lăsat. N-am avut problema asta și pentru că e destul de greu sau era încă de când aveam 5 ani să-mi spună mie cineva ce să fac. Da? Ai avut... De-aia n-am serviciu de 10 ani. Dacă ne poate ajuta cineva... Da, pe această cale... Aș vrea să menționez că nu mai am o slujbă stabilă pentru că sunt, sau mă rog, eram în prima tinerețe recalcitrant cu angajatorii. În prima tinerețe acum sunt mai maleabil. Însemnând 5-30 sau cât 5... Am intrat de vreme în presă. Aveam 21 de ani când am intrat în presă. Mă rog, de vreme. Mai ținut la timp. Primul loc de muncă? Păi n-am avut niciun alt loc de muncă. Dar astea au fost două locuri de muncă am avut. Primul și adică evenimentul zilei direct? Evenimentul zilei și adevărul, atât.
Dar ai făcut ceva bun dacă te-ai dus la... Am câștigat un concurs. Era la tânărul jurnalist? Primile Ioan Chirilă, da. Și am intrat de acolo. Am și eu acasă un premiu din ăsta. Păi da, dar eu am luat pentru oameni veniți de pe stradă, cum s-ar zice. Și, adică... Dar ai scris ceva? Da, era un concurs de scris. Și am scris, am trimis acolo și m-au ales pe mine. Dar când ți-ai dat seama, acum serios vorbind, că ai talent? Nu știu, eu nu sunt... Bine, când și-au dat alții seama că ai talent? Nu, că am constatat și eu că am oarecare ușurință la treaba asta, că mă exprim repede, dacă nu și bine în scris, foarte devreme. Adică n-am avut niciodată îndoiel cu privire la ce vreau să fac cu viața mea. De la 7-8 ani știam că asta o să fac. Că o să scrii? Că o să scriu, că o să încerc să fiu cronicar sportiv și ziarist sportiv și scriitor. Ne-a plăcut sportul de mititel? Eu am mai fost și bolnav, cum s-ar când spune. Erai mic, da? Da? Toți. Și neavând o constituție atletică, nu am, știi cum, eram ca Churchill, am trăit până la 100 de ani pentru că secretul meu e sportul, nu l-am practicat niciodată. Așa eram da. Și eu, nu-l practicam niciodată și când stai așa mai la distanță, îți dezvolți, sau cel puțin asta mi s-a întâmplat mie, ochiul să te uiți către alții și îmi plăcea să povestesc mai departe ce vedeam. Și am cred că înțeles. Asta e suficient. Dar n-ai avut niciun sport cu care ai cochetat? Ba da, am jucat șah. Da, am sportul minții, iată. Am câștigat o întrecere la Băicoi. Aș vrea să... Vorbește frumos că eu te-am respectat. No, da, știu. A fost, cum s-ar zice, clipa stelară a vieții mele în sport. Ceasul astral. Ăsta este Zweig. Ora de aur, da. Nu? Alte clișee frumoase. Și... nu, am avut o, cum să zice, dacă vrei să vorbim în cuvinte din astea pe care nu le folosește nimeni, da. Am avut o epifanie, am avut o revelație în momentul ăla, încerc scuze că o să trească să cadă la montaj, am avut o epifanie când mi-am dat seama, zic, bă, ăsta e cea mai mare realizare a mea în sportul minții, să câștig un concurs la Băicoi, trebuie să renunț, știi, cam asta a fost și după aia ușor, ușor. Deci e pe bune asta, nu e? Da, n-am inventat nimic. N-ai putut să te duci în altă parte, doar la Băicoi, decât la Băicoi. Nu o să fiu niciodată suficient de bun și atunci mai bine îmi canalizez energiile într-o altă direcție. Ce citeai când erai micuț? Băi, am fost un... pentru că, na, fiind mai, cum să zice, mai tolomac, ăsta cred că e cuvântul, în activități din astea, eu sunt un copil de ăsta de anii 80, născut în anii 80 și pe vremea aia jocurile erau foarte fizice, așa, știi, lapte gros, frunza, bătaie, chestii de genul ăsta. Ai fost pacifist, adică? Am avut niște probleme de sănătate care m-au ținut la distanță de jocurile periculoase și atunci, na, cu ceva trebuie să-ți umpli timpul. Eu am fost un copil singuratic care a citit mult și îmi plăcea să-mi imaginez alte lumi, așa, și foarte și să spun povești, știi, și din chestia asta s-a născut. Eram genul de om care umbla așa ca Iisus Hristos cu un câr de apostol după el în cârcă, ăștia dorind să mai asculte ce le mai ziceam în continuare, știi, un nou episod dintr-o nouă poveste. Era un fel de Poiana Fierăriei lui Iocan, adică e tu stăteai și unii în jur și... E mult spus, dar deci, eu mergeam la, de exemplu, mergeam la cinema și nu multă lume mergea pe vremea la cinematograf și acolo vedeam filme și copiii ceilalți, din diferite motive, cred că principalul era că eram săraci, nu își permiteau să meargă sau ceva de genul ăsta și după aia le povesteam filmele sau citeam cărți și după aia le povesteam cărțile și mai băgam în ele de la mine și tot așa. Și ești ceva frumos. Aveam, cred că aveam, întotdeauna am avut public de ascultători și înveți în contactul ăsta direct cu ascultătorul, înveți unde să mai, ce merge și ce nu merge, ca la stand-up comedy. Da? Adică unde să, aici mai las de la mine, aici m-am dus prea departe și schimbam tot timpul astea, le făceam așa ongoing, erau mereu, poveștile erau de fiecare dată altele. Și mi-a plăcut asta și atunci cred că mi-am dat seama că da, aș putea să țin pe niște oameni atenți la ceea ce le spun. Cu părinți profesori de matematică și spui că erai sărac? Nu, am spus că noi copiii și ceilalți care nu mergeau, dar cred că toți au fost săraci în anii 1990. Mergeai la film de și citeai. Mergeam la filme și citeam, da. Eram o rușine și o rușine sunt până în ziua de azi și mergeam, uite, facem un abuz acum, mă băga o doamnă de acolo de la bilete, așa cu pe bunăvoință la filme, adică nu plăteam bilet. Tu având undeva la până în 10 ani. Da, eram mic, eram copil.
Și mergeai la toate filmele? Că dacă te băga în continuu... Nu chiar la toate, sau... dar sunt, fac parte dintre puținii oameni din lume care au văzut singura Casă la cinema. chiar ce, când a apărut. Ce tare e asta. Deci mergeai la multe filme pe care le... Da, le povesteam altora. Da, da, făceam asta. Bună, fără bani. Am, cum menționam mai devreme, faptul că am origini bulgărești, făceam afaceri bulgărești în sensul că ieșeam întotdeauna dator. Am înțeles. Da. Bun, am ajuns la școală. Am fost și da, am făcut școală. Ai făcut școală, da. În continuare, chiar astăzi sunt aproape să o termin. Azi mi-am predat lucrarea de doctorat, dar nu vreau să vă indispun ba da, cu ba studiile da. Mele. Câte facultăți ai terminat, mămică? Multe. Multe, dar am făcut mai multă școală. Cum ziceam, fiind un om zine, amărât, dar măcar... Dar crezi că eu mai știu? Stai să mă gândesc. Numele lucrării. Nu, asta nu e ușor. E o biografie politică a lui Panaitis Strati. E simplu, nu da. E ceva ieșit din comun. Panaitis Strati, care apropo era să fie corespondent al unui ziar la Jocurile Olimpice de la Paris, dar n-a mai fost. Până la urmă că nu s-au înțeles la quantumul, da, remunerației. La Paris? La Paris, dar e fugise din țară deja. Da? Și trăia pe acolo, fugise. Plecase. Legal, cum ți-ar spune, în 1916. El deja era în Elveția și după aia era sătul de România în 1916 din a lui? Cred că a fost dintotdeauna. A fost un om care a călătorit foarte mult, așa cum, slavă Domnului, am ajuns și eu. Pentru că în timpul liber mai sunt și globetrotter, am uitat să menționez asta. Am văzut. Adică nu, chiar n-aș vrea să vă complexez, am da. Atât de multe da, da, da. Avantaje. Eu n-am fost la Giurgiu de două ori. Da, da. Tot să sune că... Când ai plecat prima dată? Aici nu mă pot lăuda că am fost un precoce. Prima dată am ieșit din țară târziu, la 13 ani, într-o excursie, da. De-asta da. Așa, de o jumătate zi, în Ungaria, dintr-o tabără școlară, unde eram cu ai mei. Eram la satul mare, cred că, într-o tabără, și am făcut o excursie undeva în Ungaria, de unde mi-a luat un ghiozdan. Un ghiozdan rezistent cu Chicago Bulls. Ei, și ghiozdanul ăla l-am ținut până când am terminat facultatea. Dacă nu chiar și prima facultate, da. Prima facultate. Câte da. Au fost în ordinea numere de pe tricou? Au fost mai multe. Au fost vreo două, am făcut două facultăți și trei master. Și un doctorat. Dar de ce? Pentru că îmi place cunoașterea. Pasiunea mea, cunoașterea da. Și da, sinceritatea e ceea ce da, mă caracterizează. Pasiunea mea, cultura. Așa este. Bun, am fost la școală. Am fost la școală, am mers la un liceu. Am fost, da, am făcut un liceu pe care mi-l amintesc cu plăcere. Liceul Caragiale din Ploiești. Eu, că mi-ai zis că sunt născut la Târgoviște, eu am petrecut prima parte a vieții mele în județul Prahova. Întâi în orașul Plopeni. Dâmbovițean prin naștere, da, prahovean prin adopție. În Prahova, întâi la Plopeni și după aia la Ploiești. La Metalul. Și, da, la Metalul. Acolo cred că am văzut primul meci de fotbal live din viața mea. Echipă un meci bună. Cu Dacia Unirea Brăila, undeva în divizia B, probabil. Da? Mi-l amintesc destul de așa, prin ceață. Cred că aveam puțini ani. Cred că era înainte să-l facă sită pe Ceaușescu. Bun. Deci terminăm Ile Caragiale, care e un liceu cu ștaif. Este unul dintre cele mai bune licee din Ploiești. Bun. Așa să socotești. Erau două categorii de oameni. Unii care mai aveau ceva în, cum să zic, mai tocilari, așa că, sau nu, eu nu eram tocilar, mai discuțiți la școală, nu e mare scofală, să fim serioși, era școală românească. Și asta era prima categorie de oameni care mergeau la liceul ăsta și a doua categorie erau vedetele timpului, atât cât existau și pe vremea aia. Adică am fost coleg de liceu, dar era mai mică decât mine, cu Andreea Bălan, ca să-ți închipui, de la formația Andrei. Da. Și cealaltă categorie... Jurata de la Te Cunosc de Undeva. Nu mai am televizor de 20 de ani și vin rar în România. Și cealaltă categorie erau copii de bangat. Astea erau categoriile de oameni. Bun, erați împărțiți... Da. Orânduirea socio-profesională... Și cam ăștia erau pe vremea aia. Bun. Când te-ai apucat de scris, mai ții minte? Bine, am scris dintotdeauna. Adică, sau, scrisul e așa, o activitate, na, cumva toată lumea e obligată într-un fel sau altul să scrie astăzi. Sunt, nu scrisul, cred că,
e ceea ce a făcut diferența, ci starea asta de a vrea să povestești mai departe. Și asta cred că am avut-o dintotdeauna, adică de când am văzut eu ceva, dacă vedeam aici la noastră ceva și am văzut câteva lucruri în timp ce stăteam mai devreme înainte să începem. Asta cu dumneavoastră o scoatem la montaj. Da, oamenii politicoși am văzut că nu mai au căutare în țara noastră. Când o să mă duc și eu acasă sau unde o să mă duc, o să povestesc ce am văzut aici. Cam eram genul ăsta de om care spunea mai departe ce vedea. Mamă, ce erau la... Da, cu primul material serios... Eu am, adică cu ce ai câștigat tânărul? Nu, aia a fost, știi cu ce am câștigat? Cu un text despre finala Liverpool, AC Milan, a 3-3 și la Istanbul. Da. Erau mai multe texte, dar ăla a fost unul dintre ele și ăla cred că a fost un text bun. Primul meu material, așa mai în presă, a fost ferparul, adică necrologul la moartea lui George Best. Asta s-a întâmplat în toamna lui 2005. Da, după ce fusese coleg de vilă cu Adrian Mutu. Dumneavoastră în clinica, da, parcurs. Da, în clinica de reabilitare, în rehab. Din fericire, domnul Mutu s-a reabilitat, domnul Best s-a prăpădit, dar am scris textul ăsta când a murit George Best, asta țin minte, cred că a fost primul meu articol mai mare, care avea o pagină. Și atunci domnul Paicu, dacă îl cunoașteți, da, domnul Paicu era șeful meu, singurul pe care l-am avut vreodată în presă a fost domnul Paicu. Și domnul Paicu mi-a zis că îmi spuneau Junior, că eram cel mai mic dintre ei. Junior, zice, îmi place la sentiment, la poezie, și de atunci m-au specializat în morți. N-a murit niciun om în România în ultimii 17 ani să nu-i fi scris eu obituarul, ferparul, necrologul. Mă trimiteau în Siberia jurnalismului să scriu despre cine mai murea. Și cred că, într-adevăr, am ajuns destul de iscusit în această specie, care nu e una foarte plăcută. Deci erai te-ai specializat în... Am fost specializat prin faptul că scriam mai cu emoție, cu poezie. Junior să plângă baba în sală, știi, cam asta da. E ideea. A murit Best, dar nu dăm așa că a murit George da, Best, ci ce găsim de pe Wikipedia. Am făcut frumos, adevărul că am făcut frumos, îmi plăcea să fac frumos. Îmi plăcea, eu aveam în mine ambiția, deși e mult spus, dorința sau pofta de a face poezie. Și atunci... Și de moartea lui omul ăla? Nu, din era în fel de Eminescu la moartea lui Arun Pumnul? Nu, nici chiar așa. Eminescu era mai tânăr și mai bun, da. Avea 16 ani, dar și nici George Best nu era Arun Pumnul. Da. Nu, așa, știi, cu sentiment, cu expresie poetică, cu metaforă, cu imagine, cu frumusețe. Uite, au venit și bucatele, iată, da? Când vorbim despre exact, Pișcot, da, să rămână mii de mulțumiri, ia uite. Ia uite-te puțin. E frumos. E puținul nostru. Frumos, n-am mai văzut. Le ai cu astea? Nu sunt un gurmand, dar o să savorez, cum s-ar spune. Da. Facem o poză, o punem pe TikTok. N-am TikTok. Da. Eu trăiam în presă, eu citeam presă sportivă dintotdeauna și îmi plăcea, știi, cum scria Fănuș, cum scria Nea Johnny Cupen, Radu Cosașu, Ioan Chirilă. Nea Johnny. Și da, și eu l-am cunoscut pe Nea Johnny. Și cam acolo aș fi vrut să mă duc. Și aveau acces la metaforă și la poezie oamenii ăștia. Bun, dar timpurile nu s-au schimbat, adică Nea Johnny... Păi ce treabă am eu cu timpul? Păi ei aveau timp, n-aveau concurență, nu erau online, scriam astăzi, mai ne uitam mai pe seară pe text, îl mai dădeam mâine dimineață. Mi-am păstrat un scris poetic în ce scriu eu la prin ziare și cred că asta se vede și cred că până la urmă cine mă citește s-ar putea să mă citească în primul rând pentru treaba asta. N-am de gând să scriu altfel doar pentru că s-au schimbat vremurile. Oamenii au nevoie de poezie. Clar. Bun, când a venit prima carte? Mult mai târziu și oarecum dintr-o întâmplare. Eu am început în 2005 cu presa. În 2013 deja am luat-o pe calea freelancing-ului, adică am rămas fără serviciu în urma unui diferent de opinie cu conducerea unei gazete unde lucram eu atunci, cu ziarul Adevărul, și am luat-o așa pe drumul meu. Eu sunt unul dintre puținii oameni pe care am cunoscut eu în presă pe care nu l-a adus nimeni. Adică da, am făcut... Tu acuie și mă. Eram făcut de mine însumi, știi? Da. Și aveam, eram ca Tupac, self-made millionaire. Mă rog, doar atât că nu eram milionar. Dar aveam orgoliu ăsta așa să, bă, dar cine sunteți voi, știi? Adică las că mă duc eu și o să supraviețuiesc, pot să supraviețuiesc prin mine însumi.
ceea ce nu era tocmai ușor acum 10 ani, aveai mai puține oportunități decât ai acum să scrii, să faci chestii, dar uite că n-am murit și 10 ani mai târziu sunt încă aici, ca Elton John. Da, dar tot n-ai zis de carte. Iartă-mă. Prima mea carte a apărut în 2014, deja plecasem de la ziar și a fost o antologie de publicistică care a apărut la editura Humanitas și se numea Baricadele și după aia am făcut din Baricadele o serie care acum a ajuns la ca Die Hard e la sezonul 7. Da. Și Bruce Willis tot îi mai bate pe așa, aia. Da. Și mai salvează. Și a mai fost însura și cu Demi Moore în timpul da. Liber. Sper că apreciezi. Și da, Baricadele s-au născut așa, a fost o discuție, cred că, sau o dorință din partea mea probabil exprimată. Am vorbit cu Radu Paraschivescu și care lucra la Humanitas, cred că lucrează și acum la Humanitas. Și am făcut o selecție de texte și până la urmă a apărut cartea asta. Și așa am început să scriu. Pe care tu le scrisesești? Erau deja scrise, da. Era da. Practic munca mea de 10 ani de presă strânsă acolo la un loc. N-a fost o sinucidere să scot cărți în România? Bine, nu. N-ai scos-o tu, dacă ai idee așa. Știi cum, eu nu sunt bogat în bani, e și Donald Trump. Bogăția mea nu e în niciun caz în bani. Și cum n-am fost un tip care să fie interesat așa de zona asta mercantilă, eu am trăit ca un boem așa, dacă te uiți la fața mea, cred că îți dai seama că sunt un pic poet și nu m-a interesat, adică efectiv chiar nu m-a interesat că așa la rigoare, dacă ar fi să vorbesc ca Johann Cruyff, sigur că n-ar trebui nici să mă aplec să-mi leg și returile ca să intru în munca unui roman sau nici n-ar trebui să deschid capacul de la laptop dacă stau să mă gândesc câte merdenele o să-mi cumpăr din asta, dar eu nu fac pentru asta, o fac pentru că e ceva care are cum mă consumă mai rău dacă n-aș face. Da? Da. Ai prins mașina de scris? Doar așa, să o văd de la distanță. Nu am scris. N-ai bătut la ea? Nu am bătut la ea. Eu am avut computer de la 7 ani. Adică am fost... Sigur, erau de-astea HC-uri, chip-uri, dacă ai apucat. Da, da. Asta e foarte, foarte mișto. Uite, trebuie să scriu asta la un moment dat. Mi-am adus o aminte și n-am scris-o. Când au apărut lucrurile astea, calculatoarele astea, foarte primitive, na. Nu știam noi nici de Pentium 1, nici de lucrurile astea. Eu aveam 6 ani, 7, hai, când a murit Ceaușescu. 6 ani, nu 7. Și oamenii din jurul meu, na, care erau vecini sau așa, sau prieteni cu ai mei, dar mai degrabă vecini, erau oameni la vârsta mea de acum, sau poate chiar mai tineri, care nu se jucaseră pe calculator niciodată, că n-aveau unde să joace. Și când a apărut asta și a avut taică-mi un calculator, țin minte că stăteau și se jucau oameni în toată firea, nopți în șir, știi, la Jumping Jack, dacă ai apucat. Era un prostie așa, trebuia să sări printre niște linii din astea care căutau să te omoare. Sau jocuri de-astea, Chucky Egg, dacă îl cunoști. Nu, fuseseră, n-am avut. Te furai ouă și te mânca o cloșcă. Cam asta era ideea. Astea fuseseră jocuri care erau, fuseseră populare în America la începutul anilor 80, deci la noi erau deja... Ajunseseră mai târziu un pic. Și eu țin minte că stăteam și mă uitam la oamenii ăștia, oameni, da, tata, cum s-ar zice, știi? Da. Care să, erau copii, erau și copii. Cred că... Se bucurau, da, atât anii, de tare se bucurau? Sau nu știu, că omorau un ou din ăla? Exact, sau da, că, da. Cred că soțiile erau mai puțin fericite, dar da. Ei, domnii, erau, trăiau a doua adolescență sau unii chiar prima. Și asta a fost frumos. A fost frumos pentru că anii 90, deși n-au fost ușori, au avut farmecul ăsta, s-a născut lumea din nou. Și am văzut-o în detalii de genul ăsta, știi? Bă, acum putem să ne jucăm, acum putem să ne luăm blugi, nu știu, sau chiar televizoare color, cum își lua toată lumea de la... Erai prea mic ca să pricepi atunci că s-a schimbat lumea? Nu, am înțeles că s-a schimbat lumea. Aveam un radar bun de detectare, mai ales a lucrurilor care dispăreau. Eu, având o structură melancolică, îmi dau seama imediat ce dispare. Îmi dau seama ce nu mai e și le vedeam dispărând în timp real. Și cred că înțelegeam și asta era trist într-un fel. Dar nu e mersul firesc? Nu neapărat.
Pentru că dispăreau lucruri care țineau de a fi om. Am văzut dispărând așa în România solidaritatea, de exemplu. Când eram eu copil, asta, cuvântul ăsta chiar exista, adică avea acoperire. După care am văzut cum începe să lucreze lăcomia, cum începe să lucreze goana după profit, cum începe să lucreze mă bag în fața ta, știi? Adică toate lucrurile astea le-am văzut apărând în timp ce dispăreau puținele, dar importantele lucruri bune care existau înainte în alcătuirea lumii, în felul în care oamenii știau să fie prieteni între ei. Așa, la modul că se vizitau unii pe alții, petreceau timp împreună, da. Toate lucrurile astea au murit. Și au murit toată când cu venirea liberalismului, a capitalismului, a libertății, lucruri firești de altfel, erau firești să moară astea, și au mai murit odată cu revoluția tehnologică. Corect. Am terminat liceul, că acolo am ajuns. Am terminat și liceul, da. Am terminat liceul cu bine, am făcut școlile astea despre care îți spuneam. Bun, ai venit la universitate aici? Am ajuns la București acum mulți ani, pe vremea președintelui Băsescu, când era președintele Băsescu primar, prima dată. Și ale Calculeza, Burbe, așa, Condi, da. Și era oribil în București, era absolut oribil, nu că acolo ar fi mai bine, adică centrul ăsta vechi era... nu exista lumină, erau gropi, erau câinii mai danezi, era de mai multe ori să fiu sfâșiat de dânsii, precum japonezul ăla săracul de s-a prăbătit. De Boschito, câinele Boschito. Așa, bravo. Uite, chiar uitasem numele lui Boschito, mi-a lăsat aminte. Cum, pe mâna stângă la... Cum te lași? La guvern. Și am ajuns la făcut facultate. Aceeași facultate la care încă sunt 20 de ani mai târziu pe care să termin... Aici ești cu Panaiti Strati? Aici sunt, da, Facultatea de Științe Politice la Universitatea din București. Așa, atât am adus pe mine capul, am înțeles. Putut să fac. Dar la Tel Aviv cum ai ajuns la facultate? Aia e o altă discuție, aia e o altă poveste. Au evoluat, lucrurile au mers, și e bine că mergem cronologic, pentru că așa au mers și ele. N-am sărit de la una la alta, n-am ars etape, da. Eu chiar n-am ars etape. Adică dacă ar mai exista ziare, știu să fac orice, de la un ziar, de la corectură până la orice. Din păcate, nu mai există. Dar n-are nimic, că după ce n-am mai existat ziare, am făcut site-uri. Corect. Și lumea le știe și pe alea. Și mai important de atât, am făcut ziariști. Sunt ca Nea Mircea, i-am dat ca Pirlo, toată lumea. Bravo, bravo. Da, dă-i și lui Ovidiu de la Ziua, informația asta. Bun, ideea e că am făcut școala asta, am terminat-o până la urmă și pe dânsa. Între timp am intrat în presă, am lucrat la evenimentul zilei, unde a fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea. Pentru că eram tineri și nu ne murise nimeni, toți eram tineri în redacția, sau mă rog, aproape toți, era o medie de vârstă de, nu știu, de 25-26 de ani, e frumos când ești înconjurat de oameni de vârsta ta, și cred că am prins o perioadă bună din istoria României, una dintre puținele, când se mergea către Uniunea Europeană, era... Președintele Băsescu în primul mandat, încă nu știai cine e Elena Udrea, adică aveai speranțe, aveai chestii și era frumos, adică aveam așa o perspectivă, aveam un viitor, mergeam undeva. Și au fost ani frumoși, am stat 4 ani acolo. Am început să scriu pentru că eu asta mi-am dorit să fac, să scriu despre sport. Am fost și la Jocurile Olimpice de la Beijing, unde din nou a fost frumos. Și la un moment dat mi-am dat seama că aș vrea să fac mai mult decât să scriu despre sport și aș vrea să scriu și despre alte lucruri. Eu am vrut dintotdeauna să scriu și despre alte lucruri, dar mă rog, am intrat și pe unde am putut la momentul ăla și cumva m-am mutat la o secție de reporter, ceva de genul ăsta. Bine, cred că formal eram la secția de investigații, da? Am fost coleg cu Temuta Emilia Șercan și cu Mihai Munteanu, pe care îl salut, care e de la Rise Project. Iată, am fost și acum, am făcut și eu o singura investigație din viața mea cu niște șoferi congolezi, dar mă rog, e mult spus, investigație. Nu eram și nici acum nu sunt un om care să aibă talent la... Asta e o muncă mai inginerească, așa, nu e creativitate, poezie, cum ar zice Gică Hagi. Suntem latini, fantezie. Și am început să scriu în zona în care mă pricepeam eu. Și zona în care mă pricepeam eu sau care mă interesa pe mine era o zonă de istorie recentă, o zonă de... ce învățam eu pe la școală. Și practic am început să scriu despre supraviețuitori din secolul 20. Oameni care au fost în Gulag, oameni care au fost pe la Auschwitz, supraviețuitorii Holocaustului. Și așa m-am apropiat de această temă. Românii sau în general?
Păi ăștia din Holocaust erau inevitabil evrei. Ceilalți erau și români. Adică am scris despre oameni care au fost pe front, am scris, sau cum se zicea pe vremea aia, redacții numai moși. Am avut un an de, mă rog, și babe, de nu e frumos să le spunem așa, dar, în fine, media de vârstă a oamenilor pe care i-am întâlnit eu în perioada aia sărea de 90 de ani. Și uneori mai veneau și la redacție și era simpatic, pentru că era o ciocnire de civilizații. Am scris despre foarte mulți supraviețuitori. Dar care aveau niște povești senzaționale, da, prin senzațional, asta, înțelegând că nu puteai să... Asta m-a atras și țin minte și cum s-a întâmplat. Am avut într-o zi, mi-am dat seama că... Mergeam pe stradă și mi-am dat seama că nu mai e timp. Pentru că... Într-o zi ți-ai dat seama de asta? Da, era iarnă, mi intrase zăpada până la genunchi, pe vremea aia ningea iarna, și eu mergeam la redacție și înjuram pe, nu mai știu cine era primar, pe Videanu, că era cu bordurile, trei rânduri și așa, nu poate să dea zăpadă. Nu puteai să mergi pe acolo. Cine a nins să strângă. Așa, și mă gândeam, zic, bă, dacă eu nu pot să merg, aveam 25 de ani, dacă ai avea acum 80 de ani, ce faci cu viața ta, știi? Și după aia eu citeam o carte cu niște orori din astea în al doilea război mondial și am vrut să mă gândesc, zic, dar nu mai sunt și dăștea oameni care au fost în război și în astea să-mi povestească, adică să-mi dau curaj, uite, alții au dus-o și mai greu. Și din gândurile astea s-au înșirat unul după altul până când mi-am dat seama, bă, dar nu mai e timp, oamenii ăștia au 80-90 de ani și o să moară. Și eu n-am citit poveștile lor și n-are nimic, o să le iau la mână. Deci și... tu voiai să-i mai prinzi încă, da, în viață, da, ca să... Și am prins. Ca să-ți istorisească... Da, i-am prins și am scris. Au fost... Și unde publicai astea? În Evenimentul Zilei și după aia mai târziu În Adevăr. Am avut multe articole bune în perioada aia. Astea chiar sunt bune. Le-am scris. Acum sunt măgar, În Adevăr, cu... înțeleg, dar în Evenimentul? În Evenimentul Zilei, pe vremea aia, era încă o publicație cât se poate de serioasă. Era la ringhe. N-apucase să... Am prins o fereastră scurtă, vezi? Asta a fost foarte important în devenirea mea ca ziarist și probabil ca om. Faptul că am prins Evenimentul Zilei când era la ringhe și când nu erau ingerințe în politica editorială. Ce nu erau? Ingerințe, da. Un cuvânt urât. Când nu se băga nimeni, știi, nu-ți trimitea servite pe mail, da. Uite, publică astea, știi? Și exista o democrație la Evenimentul Zilei. Adică eu eram junior, adică eram ultima roată la căruță, dar dacă voiam să mă duc să îl înjur pe redactorul șef la el în birou, puteam să fac asta. Bun, și lumea avea răbdare? Adică tu puteai mai pleca să scrii, tu puteai să aprofundezi, da, să investighezi, că da? Văzut că, adică mă, unde e ăla? Păi ăla face un material. Au văzut că făceam treabă. Și... Deci nu era cu presiune, băi, ai stat două zile după și moș. Și am cerut oameni. Exact cum spui tu. Am cerut să-mi fac departamentul meu. Deci nu ți-ajungea că tu... Da, pentru că nu făceam față, că trebuia să... Bun. Mai erau și lucruri de... Și așa mi-am mai adus niște colegi, cu Vlad Stoicescu am lucrat foarte mult, așa a venit Vlad atunci la Evenimentul Zilei. Și bine, pretențiile astea... Eu mi-am luat multă libertate, așa, ușor, ușor, în interiorul redacțiilor. Cred că toată lumea m-a pismuia. Te ajuta și scriitura. M-a ajutat și scriitura și faptul că eram perseverent. Și eu mă duceam acolo dimineața și plecam noaptea, adică eram genul ăla de prost care n-avea altă... Îi plăcea să fie acolo și ăștia vedeau, bă, totuși ăsta muncește, nu freacă, știi? Și era greu să-mi aducă contraargumente. Dar nu ăsta a fost tatuul meu. Tatuul meu a fost că la un moment dat au avut nevoie ei să, la Evenimentul Zilei, să scriu o... să fac așa ca un album omagial Evenimentul Zilei 25 de ani. Și atunci m-am dus în arhive și am citit ziarele care apăruseră între 92 și 2007 cu Evenimentul Zilei. Și asta a fost pentru mine o școală extraordinară de cunoaștere a trecutului recent. Și după ce am făcut albumul ăla, după ce l-am scris, a fost... poziția mea în interiorul ziarului s-a schimbat, pentru că eu aveam 23 de ani și au dat seama că ei n-ar fi avut pe altcineva care să poată să facă treaba aia. Un prost care să stea să citească 5.000 de numere, da, de ziar, da, să le ia la mână pe toate, să caute cei mai buni, să nu știu ce. Și atunci, sigur că am devenit mai răsfățat acolo. Ți-a ieșit redacției. Și atunci, da. A ieșit, da, cu muncă. Clar. Sigur, atunci a venit și atunci l-am adus să lucreze cu mine, special pentru că nu mă descurcam în interiorul arhivei, că era mare arhiva și timpul era, deadline-ul era tot timpul amenințător. Atunci a venit și Cristi Delceau, care mai târziu
lucrat și am făcut recorderul, așa s-au creat, s-au făcut lucrurile. Zine de record, dar ce te rog doar un pic mai în față să stăm mai apropiat mai, de... Asta a fost mai târziu. Băi, am plecat de la Ierusalim și n-am ajuns. Nu ți-am povestit. Ți-am povestit că m-am apucat să mă ocup de supraviețuitori. În timp ce mă ocupam de supraviețuitori, am legat niște prietenii cu niște oameni care erau foarte mișto, din păcate foarte puțin mai sunt astăzi în viață. Eu aveam și plăcerea asta să stau de vorbă cu oameni în vârstă, pe care o am în continuare. Da, mulțumesc. Și da, mersi. Păi cred că de-aia n-am îndrăznit să te refuz. Zic, bă, are și el săracu o vârstă. O vârstă, o etate. Și... O etate. Pentru că ziceam mai devreme și tu rădeai pe bună dreptate de mine că sunt pasionat de cunoaștere, mi-am pus niște probleme la modul, bă, dar aș vrea să mă apropii un pic și... Așa, școlărește, academic de problema asta, să înțeleg mai bine. Și m-am uitat și eu ce programe sunt la București, că nu voiam să plec în New York, pentru treaba asta și n-am găsit decât unul la Facultatea de Litere, un program de master în studii ebraice, care avea și tematica asta, putea să-mi explice de ce s-a întâmplat Holocaust. De asta mă interesa pe mine. Și am intrat acolo și în... ce programul lor, în pachetul lor de studii acolo, aveau și ei, sigur, colaborări cu facultăți din Israel, că de unde puteau să aibă. Și așa am ajuns și eu, la un moment dat, pentru o scurtă perioadă de timp, prin Tel Aviv. Începusem să studiez. Eu am mai avut o pasiune care nu m-a dus nicăieri, pentru că sunt incompetent, și anume, începeam și fac asta în continuare. Acum pentru mine e groaznic. Există un site care se numește Coursera, unde intri și vezi cursuri la toate facultățile din toată lumea. Și eu, fiind pasionat de cunoaștere, da? Am făcut acolo o grămadă de programe, de așa, de multă, multă școală în timpul liber. M-am apucat să învăț chineză, am eșuat și cu ea. Și asta ziceam, că m-am apucat de limbi străine care nu duc nicăieri. Și pe vremea aia vreau să învăț Yiddish, care era limba pe care o vorbeau evreii din Europa înainte de al doilea război mondial și care acum e mai mult sau mai puțin o limbă pe cale de dispariție și, mă rog, sigur, se mai vorbește vorbesc de comunitatea evrească din New York în special și așa cu Yiddish am ajuns de fapt acolo în Tel Aviv. Și ți-am răspuns la asta. Am înțeles, da. Spune-mi, a fost un drum lung, iartă-mă. Nu, e foarte interesant. Spune-mi, acum poți să-ți aduci aminte pe repede înainte de o poveste care te-a marcat? Toate te marchează pentru că sunt oameni care au fost, da? Și pot să-ți spun niște nume. Cred că încă există. Eu mi le-am antologat, mi le-am arhivat, chiar dacă nu le-am băgat niciodată în seria Baricadele, pentru că le păstrez pentru un volum doar cu ei. Sunt niște oameni, și dacă caută lumea, nu știu, pe Google numele meu și numele acestor oameni, o să găsească textele astea. Am scris despre Radu Mărculescu, are și niște cărți publicate la Humanitas. Am scris despre Oleg Dembrovski, am scris despre Otto Adler, am scris despre Leonard Zăicescu, am scris despre Andrei Călărașu, am scris despre Emilian Ezechiel, am scris despre Ioan Gheorghe, am scris despre Gheorghe Băgu, am scris despre Mirian Corber-Bercovici. Unde îi găseai? Am scris despre Libe Havas-Burihovici, am scris despre Liviu Beris, am scris despre Iancu Zuckerman, despre care a scris și New York Times, am scris despre... și mai mulți oameni și îmi pare rău că n-am putut să îi spun pe toți acum, pentru că au trecut totuși câțiva ani buni de atunci, unde îi găseam, să îi găseam din unul în altul. Adică, bă, stai că mai știu eu, un sau pe vremea toți erau din București sau... Nu, am călătorit și în țară, de exemplu am fost la Iași, uite, n-am spus numele ăsta, Janos Gottlieb era un profesor universitar de fizică care trecuse prin trei lagăre naziste și într-unul dintre ele asistase pe tatăl său la sinuciderea tatălui său, care nu mai suporta detenția la Auschwitz. Și ăsta era un om care avea 15 ani când l-a ajutat pe taică-su să se sinucidă și până pe la 80 de ani nu vorbise niciodată public despre lucrurile astea. Și trăia încă cu... Trăia, da, da. Nu, trăia încă cu... Da, toți aveau treaba asta. Nu, sunt multe lucruri. Medi Dinu, uite, un nume și o poveste foarte bună. Doamna Medi Dinu a trăit 108 ani. S-a prăpădit de curând, a fost pictoriță. Aveau puterea să-și aducă aminte? Da.
Da. Nu era confortabil sau nu era ușor pentru nimeni, în mod evident, dar unii aveau și un har al povestirii, alții mai puțin, aveau tot felul de meserina. De exemplu, domnul Radu Morculescu, care a făcut mulți ani de Siberia, de gulag rusesc, și apoi a mai făcut pușcărie și în România, că aia e, l-a băgat statul român la pușcărie și aici, avea un foarte bun har al povestirii, era un bun povestitor. Cărțile lui de memorii sunt foarte bune. Căutați-le, s-au publicat între timp. Dar oameni, repet, când scriam eu despre asta, cartea lui Radu Morculescu era apărută la o editură mică și o ținea undeva în spatele de barale, adică o țineam de bara acolo, după ușă, că nu le vânduse. Jurnalul lui Mirian Corber Bercoviș, deși trebuia să fie ca jurnalul Anei Frank pentru istoria noastră, tot la fel, îl știau puțin inițiați. Despre trenurile astea ale morții de la Iași nu se vorbea. Acum, 15 ani mai târziu, lucrurile stau mult mai bine. Adică există o memorializare, există muzee, cărțile astea de memorie ale unora dintre oamenii ăștia care au apucat, oamenii care au scris despre ce au trăit, sunt mai cunoscute decât erau acum 15 ani. Adică, indiscutabil, situația e mai bună. În același timp, pentru că se și pierd lucruri, interesul e mai mic, adică nu ne mai interesează. Asta vreau să te întreb, e un paradox? Pe vremea aia, să știi că un articol cum aveam cu Oleg Dembrovski era înainte de Facebook și devenea viral pe niște căi, existau căi de viralizare și înainte de rețelele sociale. Se dădea așa din om în om pe Messenger și avea un public foarte mare. Articolele astea au fost citite de sute de mii de oameni. Bun, de ce nu se mai citesc azi? Pentru că scriitura e aceeași, personajele sunt aceleași, amintirile tot alea sunt, că nu se schimbă, el nu se alterează în ani. Nu sunt, cred că asta face parte, explicația asta cuprinde ceva din ce am pierdut cu toții în ultimii 15 ani. Am pierdut, ni s-a tocit sau ni s-a atrofiat memoria istorică. Nu mai există memorie istorică. Pentru că trăim tot timpul clipa, trăim tot timpul la secundă, la minut. Și ce s-a întâmplat acum 5 ani e preistorie. Dar dacă îi dai omului, el nu-l citește? Probabil că până la urmă reușești să-l citești, dar vezi că și-au pierdut oamenii și deprinderea de a citi. Adică ar trebui să-l fac, nu știu, pe Radu Morculescu să-l fac în clipuri de 8 secunde, să-l pun pe TikTok și nu se potrivește. Da? Și să dai titlul, nu o să-ți vină să crezi ce a pățit nu, Radu. Eu nu sunt atât de ferm în a spune că articolele bune nu-și găsesc cititori. Păi asta până spun, la urmă, asta spun. De câte ori am scris un articol bun și a găsit cititori. Dar acum e mai greu decât atunci. Deși, paradoxal, ai toate instrumentele ca să fie mai ușor. Clar, pentru că atunci, exact cum spuneai, mergeai într-o arhivă la bibliotecă, nu ți-aducea numărul de ziar de care aveai nevoie, mai dura încă 2 ore. Așa este, când le ducea înapoi și le aducea. Două ore. Îți plăcea să... Adică simțeai că e important. Că, da. Stăteai acolo cu cei cu ochelari pe nas. Eu am apucat inclusiv... era o doamnă la evenimentul zilei la un departament, astăzi cu totul, dispărut din presă, de documentare. Îi zice, da, vreau da. Să scriu despre nu știu ce. Și îți găsea materiale, adică era ceva... Era un fel de Google... Așa, da, avan la letră. Da, antic. Exact. Bun, și acum e paradoxal. Eu am prins vremuri de dinainte de Google, hai să da, o luăm așa. Da. Adică, sigur, Google-ul exista sărăcuțul, dar în România nu se folosea. Eu am cunoscut un om mai tare decât Google-ul, Iliuță Savu, fondatorul Stelei. Da. Fondatorul CCA-ului și așa mai departe, știa cu mult mai mult, adică îl puneai să-ți spună, lasă echipa din 47, că pe asta o găseai pe Google, îți puneai să spune culoarea ochilor lui capitanul Sebville. Așa, și el știa. Am întâlnit și eu genul ăsta de oameni. Și era mult înainte de Google. Nu mai sunt prețuiți așa cum ar trebui, deși ei sunt, când dispar ei, dispare o bibliotecă întreagă. Corect. Dar nici noi nu le mai dăm. Pentru că s-au lenevit și ziariștii. Nu s-au lenevit, au dispărut. Au și dispărut. Au mai și dispărut din ei. Și e normal să dispară, pentru că dacă n-ai multă pasiune, e foarte
dificil să-ți faci un rost în... Dar ce vorbeam, iartă-mă, vorbeam noi acum jumătate de oră, o oră, n-a trecut atât de multă vreme. Nu, a trecut puțin. Nu vorbim de Teleznea Alb-Negru, vorbim de acum 7 ani de zile, când mergeam și găseam 3 reviste, așa zise, pentru bărbați, unde mai vedeai o goliciună. Da, acum nu mai găsești nimic. Nu mai niciuna. Da. Dar care aveau niște texte extrem de deștepte. E adevărat, da. Am scris și eu cu plăcere într-una dintre ele. Îți povesteam cum... Da? A dat sărăcuța faliment chiar în timp ce eu mă aflam într-o deplasare și n-am mai avut unde să scriu. Când m-am cine pus. Trimitea la un congres al barmanilor sau la un festival al barmanilor? Dar erau niște lucruri... Concurs, campionatul mondial al barmanilor. Dar în afară de... Dar am cunoscut-o pe barmanița reginei Angliei, dragul meu. A bătrână, nu doamna Elizabeta. Cealaltă. Mama. Doamna cu pălării fistechii. Da. Mama reginei, care are acum 100 de ani, da. Care a trăit și a 100 de ani. Regina mamă. Da, regina mamă. Queen Mary. Ciupea. Ciupea? Da. La așa pălării. Cel puțin așa se spunea barman. La pălăriile pe care le avea. Dar ciupea cu stil. Dar vezi, și ai cunoscut un astfel de personaj, care probabil că era fabulos. Da, mulți. Era extraordinar. Pe care le băgai în niște reviste, în care din 6 în 6 pagini era și o domniță sumar îmbrăcată. Da, acolo făceam, am făcut și eu, am scris și eu prin reviste de genul ăsta și aș mai scrie și acum dacă ar mai exista. Nu le ducea mintea mai mult, adică să extragem de acolo aceste texte deștepte, noi eram unde, bă, că am văzut-o pe Loredana Despuiată sau pe Dana Săvoică. Noi am făcut reportaje din Valea Jiului de acolo, știi, cu miner. Te-ai îmbătat cu miner. Așa, da. Așa cum s-a petrecut acest frumos eveniment? În timp ce mă documentam pentru un articol în FHM. Da, acum, pe bune, bă, sincer vorbind, tu ai pus-o parte în parte cu un miner la băutură? Adică ce nu, a fost în mintea ta? Nu, n-a fost chiar ta? Așa. A, te-a pierdut pe parcurs la al doilea pahar. Nu, nici chiar așa. Duci? Nici chiar așa. Bun. Au fost fie... Sau, mă rog, depinde de... Fiecare are disciplina lui, cum ar zice. Adică joci în cupa UEFA? Bun, nu ești de Champions League, dar prinzi Conference League... Cred că mă calific în conference. În conference. Sigur, asta se întâmplau când eram și mai tânăr. Acum, pe măsură ce ești din ce în ce mai puțin tânăr, ajungi să joci în divizia B, unde e bine și acolo, după o anumită vârstă. Da. Te-ai dus la Ortac? Da, nu, a fost în felul următor. Eu am fost cu un coleg și un... Eu am carnet de conducere de vreo 20 ceva de ani, dar evit să merg cu mașina. Și am mers cu un prieten al meu care a făcut oficiile de fotograf și... șofer, mai mult pentru noi, ca să cunoaștem, bă, n-am fost niciodată în Valea Jiului, am trăit degeaba, știi, hai să vedem și noi ce e pe acolo. Și am, mă rog, ne-am cazat și noi la un hotel în Petroșani și am început să luăm oamenii așa. Întotdeauna e o idee bună să bei cu sursele, cum s-ar zice, da. Orice ziarist știe asta. Și totodată e bine să cunoști și calitatea ficatului sursei, pentru că uneori te poate dobori. Și așa mi s-a întâmplat, dar nu e o rușine. Cred deci că el era Alfredo Di Stefano cu 5 ligi ale campionilor. El era mai bun ca noi, hai să zicem așa. Mingea e rotundă, tot două picioare are fiecare, și, dar... Și-a dorit mai mult victoria. Și-a dorit mai mult victoria. Dar vezi că ziaristul nu judecă așa, nu judeci că îți distrugi, nu știu, ficatul care, mă rog, uneori să și regenerează, uneori mai puțin, sau că ai pierdut noaptea, sau că ești obosit. Singura unitate, singurul cântar cu care măsori tu e dacă ai ieșit o poveste bună sau nu. Și așa și că eu am fost mulțumit, da. Da, bănuiesc că din Vale... Mulțumit. Am fost mulțumit. Era Valea aia în care se închisese răminele sau se închideau, în care rămâne fiecare familie avea 5 copii. Am fost și la maestru Ion Barbu acasă și am petrecut clipe frumoase. Am rămas prieteni până în ziua de azi. Am ieșit foarte câștigat în urma acelei călătorii. Am înțeles. Deși a ieșit zdruncinat un picuț. Am făcut din punct de vedere, da. Ai încercat să ții cât mai sus steagul jurnalismului românesc. Da, eu nu sunt deci un... Deci nu te-ai făcut de râs. Nu ne-ai făcut de râs breasla asta sau cum să o numim. Nu, nu. A rămas omul cu o imagine... N-am ce să-mi reproșez, cum ar zice Florin Halagian. Da, care ai făcut tot ce a ținut de tine. Tot ce a fost românește posibil. Posibil. Da. Am avut și eu o viață bogată în întâmplări, așa cum probabil că are orice ziarist de presă scrisă, care a făcut, cum s-ar zice, teren, care a fost în reportaje. Da. Și eu, fiind genul de om care, vorba aia, a umblat prin toată România de multe ori și prin toată lumea de și mai multe ori, inevitabil ajungi să te afli în situații... Ai obosit? Ai mai băgat muncă din asta? Băi, când eram în China, de exemplu, la Olimpiadă,
cred că munceam 16 ore pe zi. Acum nu știu dacă aș acum, mai putea. Acum. Aș mai vrea, dar nu știu dacă aș mai putea. Auzi, îți trece pe la ureche sau vine cineva la modul concret și spune, da, Andrei, duc, am una bucată subiect, mă duc. Ăsta e. Mă duc, nu, n-am refuzat niciodată o poveste bună. Oricare ar fi fost... Indiferent de distanță, de... Oricare a fost prețul ca să o plătesc, prețul de plătit ca să o aflu. De exemplu, hai să spun ceva. La un moment dat scriam un articol despre niște romi. Niște romi, niște țigani, cum se zicea pe vremuri, care... Articolul meu era, de fapt, despre oamenii care n-au acte de identitate. În România, nu știu dacă știi, probabil că intuiești, sunt foarte mulți oameni care n-au acte de identitate deloc. Foarte mulți înseamnă de ordinul sutelor de mii. Și e legea atât de stupidă în România, încă dacă mama ta n-are buletin, când te naște pe tine, certificat de naștere, acte, dacă e minoră, are certificat de naștere, nu? Dacă n-are nici 14 ani, să zic. În fine, dacă n-are acte deloc, maică ta nici tu n-o să ai. Deci problema se perpetuează. Și dintr-un om care nu are acte de identitate, mai apar încă 7 oameni care n-au acte de identitate și tot așa. Și eu scriam despre asta, urmăream subiectul, aflasem subiectul, mă dusesem, eram într-un sat din județul Bacău, îmi vedeam de treaba mea, cum s-ar spune, și în timp ce îmi făceam eu, luasem desigur o bursă ca să fac asta, era pe vremuri când se mai dădeau burse, și la un moment dat când m-am dus acolo, am aflat că doamna asta despre care scriam a plecat în Suedia la cerșit. Și a trebuit să mă duc în Suedia, deși călătoria mea în Suedia era mai costisitoare decât bursa mea, dar m-am dus după ea ca să o găsesc, ca să-mi termin povestea. Și ai găsit-o în Suedia? Am găsit-o pentru că aveam ancore de care să mă leg, știam, aveam un număr de telefon de la soț și așa mai departe, adică de la omul cu care trăia. Ajunsese în Suedia, că aici e vorba lui divertis, iar da. Padaroxu, ajunsese în Suedia fără acte de identitate? Ajunsese fără acte de identitate pentru că exista și povestea asta. Practic traficului poveste. Traficului de persoane și așa mai departe. Era o doamnă care nu era analfabetă, mai era apărut și în niște articole pe care de mai târziu despre oameni, cum e să treci într-o lume unde nu știi să citești. Și practic, ca să scurtez povestea a devenit un pic altfel, pentru că am plecat de la ceva și după aia am ajuns să văd cum trăiesc cerșătorii din țările nordice, da? Unde dor pe câmp, cum stau în rolote, cum ce mănâncă, dacă mănâncă, unde, când, cum. Lumea, sigur că trece pe lângă ei, unul îi aruncă o coroană, altul îi dă un șut, dar când vezi tot tabloul din spate, ai imaginea un pic mai clară a ce se întâmplă acolo. Și e destul de trist. Și după aia am mai aflat un subiect, tot în subiectul ăsta, că la un moment dat suedezii s-au prins și, bă, avem, nu știu, stăteam liniștiți în orașul nostru și deodată avem 500 de cerșători pe străzi. De unde sunteți? De unde au apărut? A plouat cu ei, de unde sunteți? Și au stat și ei, au luat la mână și au văzut, bă, păi sunt din localitatea cu tare, toți. S-au tras unul pe altul, cum s-ar zice, da? Păi înseamnă că e o problemă, hai să mergem acolo, să rezolvăm la bază. Ce problemă aveți? Și au venit suedezii, săraci, naivi, cum sunt ei aici la noi, să rezolve problema, știi? Și au încercat să facă programe, au dat bani, evident că banii au fost, s-au pierdut pe drum și problema a rămas tot acolo. Dar ei au încercat să facă lucrurile corect. Da? Da, să meargă la sursă. Exact. Și numai că aici au dat o altă gaură neagră unde s-au pierdut banii contribuabililor suedezi. Dar asta e o altă poveste pe care nu am mai apucat să o scriu. Și a trecut mult timp de atunci. Bun, am început să scriem cărți? La început n-am scris, am scris... Da, dacă s-a scos la Humanitas, înseamnă că ai făcut ceva bine, știi? Așa întreb și pe fotbaliști, mă, dacă ai ajuns acolo, ai făcut ceva bine. Da, era o antologie de publicistică. De prietenie... N-a fost, nu, nu, nu se cred scot că a fost, cărți la Humanitas. Nu cred că a fost prietenie. Cred că erau texte bune care meritau să fie. Unele dintre ele chiar foarte bune. Aș zice că unele pe care nu știu dacă mai sunt în stare să le fac acum. Sau nu ca atunci. Păi ce, asta se pierde? Nu, nu se pierde, dar adică nu ești ca vinul? Nu să mai ai niciodată 25 de ani. Dar nu ești ca vinul? Mai da, dar bun. Nu să mai ai zvâcul energia, ăla? Da, zvâcul. Ai alte lucruri pe care le câștigi. Ai îmbătrânit. Nu știu dacă am îmbătrânit neapărat, dar, cum să zic, ăla era jurnalism. Acum scriu mai mult ficțiune. Și în ficțiune îți trebuie alte calități. Ca ziarist trebuie să fii acolo.
Și ca să te duci acolo, îți trebuie să ai puterea să te duci acolo. Bun, și asta a fost prima carte în 2014, după care, de fapt, eu voiam să scriu poezie, după cum am spus de la început. Da. Obiectivul meu era să scriu poezie. Poezie, înțelegând poezie tradițională, aia cu rimă? Nu, poezie cu vers alb, să zic. Eu oricum făceam, de fapt, poezie în tot ce scriam, dar voiam eu așa să am și... prietenii mei mă poreclau toți la mișto poetul, știi? Adică eram poetul, practic, oriunde mă duceam. Și zic, bă, dar să fiu și eu cu patalama, știi? Dacă tot mă fac ăștia... Să am un volum de specialitate, să fiu publicat în volum. Și am vrut să scriu și eu o carte, să scot o carte de poezii, știi? Și desigur că nu cunoșteam pe nimeni, nici în lumea literară, unde n-aveam... La fel ca în presă, eram aterizat din... Așa, din aer. Propria creație. Da? Și m-am gândit, știam un poet, așa, mai, nu știam bine, de la distanță oarecum. Și l-am întrebat, zic, bă, ce îmi recomanzi, unde să public și eu? Și mi-a zis un nume de editură și un băiat de acolo, trimite-le un mail ăștia. Alții decât Humanitas. Și n-am zis la Paraschivescu să-i zic să-mi publice poezii la Humanitas, unde publică Ezra Pound. Știi că eram nimeni în drum. Sau ce publică acolo, Cărtărescu, cine publică poezii la Humanitas. Și zic, bă, iau de jos, știi, că eu n-am problema de să face lucrurile, cum zic antrenorii, nu? Să-ți faci toate etapele. Și m-am dus, am vorbit, era o editură mică, dar cinstită, onestă, te plăteau, era ok. Sigur că te plăteau cât vindeai, adică aproape nimic, nu era asta problema. Dar mi-a zis ăla, bă, că nu poți să scoți cu cartea de poezie. Păi de ce, zic eu, deznădăjduit? Păi zice că nu prea să vinde, că poezie, că mai tăia și noastră la montaj. Da, da. Și eu zic, bine, îți dau alta atunci. Îți dau una de proză. Dar dacă îți dau una de proză, mi-o scos și pe asta de poezie? Da, așa, dacă iei, adică, să-ți iei un kil de banane și unul de morcov. Și așa am ajuns eu să scriu ficțiune și proză în speranța că o să, la pachet o să intre și poezia, ceea ce s-a și întâmplat. Și după aia am început să scriu și una și alta. Îți place mai mult ficțiunea sau mai mult să mergi pe teren? Sunt două lucruri complementare. Eu cred că e frumos să fii ziarist. E frumos să fii... Și azi? Sau a fost frumos? Cred că încă poate fi frumos. Adică, de exemplu, că mă întrebai și de recorder. La un moment dat, eu am plecat de mult din redacție, acum 9 ani, dar copiii ăștia, colegii ăștia cu care lucrasem, prietenii mei cu care vânasem lei, nu? Cum s-ar zice... Nu lei bani, e da, așa. Așa e expresia. Da, într-un poem indian vechi, din Mahabharata, cred. Și Ramayama și cum... Așa, de pe acolo. Deci prietenii ăștia mei care vânaseră lei, i-am lăsat acolo, la adevărul în gura lupului și mă simțeam așa un pic aiurea. Ei sigur că s-au dezvoltat, au mers pe picioarele lor, au devenit foarte buni, mai buni decât am fost eu vreodată și la un moment dat să sătui și ei au zis, bă, hai să facem ceva și normal că tot noi făceam, că eu eram deja pe piața liberă de câțiva ani buni. Și așa s-a născut recorderul, din dorința noastră de a face ceva fără să depindem de nimeni. Mai mult a lor, e adevărat, că eu deja nu mai depindeam de nimeni. Tot ca bătrânii din 5 minute, între mai e mămică ce era la început recorderul? Păi eu n-am mai fost... Adică vom fi ce am fost și mai mult decât atât? Sau? Nu sunt în măsură să-ți vorbesc prea mult despre asta, pentru că eu n-am mai fost de ceva vreme. Nu, citind ceea ce au făcut sau a... Eu la un moment dat mi-am dat seama că am făcut ce aveam partea mea de făcut. Eu sunt un pionier. Eu sunt un om care merge pe un drum unde n-a mai mers nimeni înainte și odată ce drumul există, nu mai place să merg pe el. Îmi place să mă duc să merg pe alt drum. Și atunci, la un moment dat, mi-am dat seama că ei se descurcă foarte bine și că n-au nevoie de mine, de fapt. Dar, mă rog, asta a fost de la început, adică a fost o parte din ce am discutat. N-am zis că o să lucrez acolo pentru toată viața și nici ei n-aveau nevoie de mine. Și la un moment dat, asta s-a întâmplat acum vreo 4 ani, eu am stat și am reflectat, am cugetat și mi-am zis, bă, eu vreau să trăiesc un pic altfel viața, altfel decât care să presupun să fiu deconectat de la realitatea românească. Care poate să zic că vreau să
stau din ce în ce mai puțin prin România și să călătoresc așa prin lume. Bă, România consideram că o știu. Și ca atare, nu poți să faci jurnalism într-o redacție dacă nici măcar nu ești în România. Și atunci eu a trebuit să merg pe drumul meu, cum s-ar zice. Deci n-ai mai vrut să mai aparții de o redacție? Nu, eu n-am mai aparținut de nicio redacție de când am lucrat la Adevărul, iar la Recorder am avut întotdeauna part-time, după care am plecat. Ți-e okay de tot. Ok așa? Adică vrei să fii liber? E mai aproape de personalitatea mea, adică nu știu dacă toată lumea s-ar simți confortabil cu treaba asta, probabil că nu, dar pentru mine a funcționat. Dar stai că n-am terminat. Și am plecat în lume, da? Acum 4 ani și de atunci, după cum ai văzut și tu că ai încercat de mai multe ori să mă găsești și n-ai reușit, continui să plec de câte ori pot și întrebarea e bine, da, din ce parale, da? E și asta o problemă. Cărțile nu se vând, articolele sunt plătite, n-aș zice că mizerabil, n-aș folosi cuvinte de genul ăsta, sunt plătite cum e piața și piața e jos. Asta e, economie de piață. Noi am vrut economie de piață, nu? Ne întoarcem de unde l-am ciurui pe Ceaușescu cu glonțul schimbat pe paleta de ping-pong. Și la un moment dat mi-am dat seama că mai trebuie să fac ceva. Deci eu după ce am plecat de la ziar și am petrecut 8 ani de cotidian care au fost ca la pușcărie, adică de aia, de galeră. I-am muncit, nu i-am frecat. Și după ce am plecat de acolo, mi-am dat seama că, bă, nu mai pot să fac asta, nu mai vreau să fac asta. Și ce vreau să fac? Păi, o idee ar fi să fii ziarist. Mai poate să fie oricine ziarist, am stat eu și m-am gândit în mintea mea. Eu vreau să fiu ca un ziar, adică vreau să am rubrici, adică vreau să scriu și cultură, vreau să scriu și sport, ce mă pricep, nu altceva, din ce nu mă pricep. Bun, și după ce mi-am făcut distracția și cu treaba asta, la un moment dat, dacă vrei să explic și cum am ajuns aici, că e mai complicat, am făcut eu o școală pe la Madrid, în fine, cu scriitorii, plecasem pe drumul cu scriitorii, da? Și la un moment dat mi-am dat seama că, bă, aș vrea să fiu și școală. Adică, știi, oricine poate să fie, nu știu, profesor, de exemplu. Iată, și mama și tata, da? Și zic, eu vreau să fiu școală, nu profesor. Și mi-am făcut școala mea online. Așa, pentru puțini oameni, dar aleși. Și? Țin cursuri online. Despre? Despre multe lucruri. Am 26 de cursuri, te invit să vii la ele. Despre lucrurile la care mă pricep, în niciun caz despre cele la care nu mă pricep. Am un curs despre scris, pui am un curs de despre vedere. Jurnalism, am chestii de genul ăsta. Mulți megieși? Nu, dar nu vreau mulți megieși. Vreau megieși de calitate. De calitate. Da. Și așa am trăit. Am înțeles. Și din asta pleci în Sardinia câte o lună, în Sicilia, nu, în toate alea? E o exagerare. În egală măsură sunt un om care nu e pretențios. Dar pleci în interes de serviciu? Adică pe acolo cauți și găsești, da, și scriu? Da, scriu tot timpul. Deci asta contează, adică nu te duci... Nu, eu tot ce fac, eu dacă citesc o carte, nu o citesc doar pentru plăcere. O citesc ca după aceea să pot, da, să vorbesc despre ea. Dacă citesc Hemingway, eu citesc cu gândul să fac un curs despre Hemingway, de exemplu. Nu-l citesc doar ca să mă simt eu bine. Și am mai multe lucruri care sunt adunate. De muncesc mai mult decât munceam înainte. Știi că e o capcană că scap de muncă. Muncesc mult mai mult decât înainte. Și, dar cumva muncesc în termenii mei. Adică asta e... Cum vrei tu. Da. Nu chiar când, cum vrei tu, dar... Nu când vrei tu, dar cum vrei. Cum vrei tu. Și fac și școala, fac și... Am colaborări în presă, am niște newsletter. Găsești să-ți dai materialele, te duci, le scrii, găsești, indiferent de palier. Am colaborări stabile. Scriu la fel ca tine în Gazeta Sporturilor de mulți ani, de vreo 8 ani. Mai scriu în niște ziare de cultură, mai scriu în niște ziare de în tot felul de site-uri. După aia am mai fost și în alte proiecte independente, de exemplu, pe lângă Recorder, la un moment dat am fost în echipa care a făcut Să fie lumină, dacă știi asta, când investigam copimea românească. Da. Deci acolo... Și acolo ați dat vreo două bombe. Și acolo dădeai de mine și de noi. Ați dat vreo două bombe. Da. Mă rog, am făcut și noi ce am putut. Ce s-a putut, mă mic? Acolo se poate face mai mult dacă ar fi resurse.
e un domeniu care ar merita să fie sprijinit. Eu nu mai sunt în echipă pentru că lifestyle-ul meu nu corespundea cu munca asta de om care sapă și sapă după subiect, dar îi invit pe cetățeni să sprijine treaba asta pentru că sunt multe lucruri de aflat. Dar nu luați afurisenie? Ba da, a fost să ne și un pop a vrut să ne și bată în Sfânta Biserică. Da? Da. Dar din fericire am fost mai iuți decât sfinția sa și nu s-a întâmplat. Un preacucernic părinte? Da. A fost o secvență comică, am fugit, pentru că am fugit. Am plecat în viteză, hai să spunem așa. Și popa în sutană după voi? Arfa cu popa e că popa avea piciorul în gips și popa era foarte surescitat, știi? Adică cred că ar fi afurisit puternic, dar a avut așa un moment în care și-a dat seama ce se întâmplă, afară e gheață. Dar preacucernicul părinte vrea să vă fugărească cu un picior în gips? Cred că dacă era în deplinătatea picioarelor, da. Va alerga sănătos, da, adică pentru că îl reușisem să-l scoatem din pepeni. Doamne, iartă-ne. Dar au fost multe lucruri atunci, în timpul documentărilor alea, multe lucruri, absolut. E o lume specială. Altfel, mie îmi sunt simpatici popii. N-am o problemă cu popii. Până ei să investighezi. Da. Eu însumi mi-am cochetat la un moment dat cu ideea să mă fac popă. Vrei da? Să vorbim despre da. Asta? Haide, avem 3 minute. Aveți 3 minute să da. Vorbim despre... Păi era simplu. Mi-am dat seama de mic copil, din nou, iată, că sigur că eu am avut... Ți-am zis că tot timpul am vrut să fac gazetărie și scriitorime, dar ca o variantă secundă de destin, în timp ce stăteam și mă gândeam ce aș putea să fac, nefiind în stare să fac prea multe lucruri, mă gândeam eu, zic, bă, dar popa aș putea să fiu. Că deci ai avut și planul B la da, destin? Da, e o meserie lejeră și toată lumea, când toți sunt triși pe la pomeni, pe la mormântări, popa e singurul care e vesel și așa, și pare o meserie pe care mi-aș putea să aș putea și o să o fac, știi? Da, păi gândește-te că astea sunt judecățile despre viața unui copil și, na... Și ai apucat să faci pași în direcția nu, asta? Nu, dar am fost înainte, mai ți-am minte că am fost la liceul Caragiale din Ploiești, da, mai ți-am minte, da? Da. Înainte de asta, înainte să iau hotărârea să mă duc acolo, am fost destul de aproape să merg la un seminar teologic ca să-mi pornesc pe calea asta și am vorbit cu taică-miu și taică-miu mi-a zis, bă, că ești mic, aveam 13 ani că m-a dat de vreme la școală și că dacă te duci pe calea asta după aia e mai greu să te întorci și faci și tu liceul ăsta normal și dacă vrei după aia să te duci la să dai la teologie când la facultate nu e nicio problemă, știi? Dar e mai greu invers și am stat și m-am gândit și am zis că are dreptate și până la urmă cred că a fost o decizie bună. Da, simțeai așa în lăuntru că ai putea discuta cu Serafimii sau cum? Că asta dacă se spune că dacă nu simți, nu e chiar așa. Adică nu e ca mâine, lasă-mă că mâine dau la mate. Da, cred că... Dacă n-ai o chemare, nu? Cum, hai să zic așa, n-a fost chemarea suficient de puternică, drept dovadă că nu a existat o chemare, n-a fost urmată. Da. Înțeles că am avut, mai țin minte că ziceam mai devreme că am avut niște probleme de sănătate. Da. Ei, când traversez niște episoade din astea... De aia nici n-am întrebat nimic. Nu, că pot să vorbesc, n-am o problemă. În care ți se întâmplă lucruri neplăcute, sigur că unul dintre refugiile în care poți să te duci e o proiecție către o apropiere de Dumnezeu, cum s-ar zice. Și a fost o perioadă în copilăria și în adolescența mea în care această apropiere a existat. Am înțeles. Ne-ai trimis niște pozuțe, avem niște pozuțe nu, să ne uităm. Dumneavoastră mi le-ați cerut, nu le-am trimis singur. Dumneavoastră, da, asta cu dumneavoastră pentru e... Că... Da. Da, ia uite, eu și prietenul copiilor, ca Socrate, da. Nu mai știu, e da, citeam... Văd că ești cu niște abăcedare, cu niște... Le citeam unor copii din frumoasa lucrare Pipi și Osețica și copiii se bucurau. Pipi. M-a chemat o poetă să le citesc unor copii, unii dintre copiii ăștia sunt copiii poetei, ceea ce am și făcut. Da, a fost mai de mult. Și citeai... Păi ei sunt copii, nu știu să citească, sunt la grădiniță copiii ăștia, să uite pe poze. Da, văd că așa în capul tău, adică atențuci un pic, Pipi și Osețica. Da, 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 le plăcea. Și aici o poveste drăguță, pentru că
Eu, în mintea mea așa, zic, când m-a rugat doamna asta poetă pe care o cunoșteam, că la un moment dat am ajuns și o să cunosc și poeți și da, așa. Nu. Cer cu poeții. Anturaj, dar scuză-mă, fix o secundă o întrebare, iartă-mă căci da, că nu-i cu scuză-mă, e cu... Așa, cu drag. Cu drag, cu drag, da. O după amiază plăcută să aveți. Ești membru al Uniunii Scriitorilor? Nu. De ce? Nu sunt membru al niciunui grup. Sunt ca frații Marx. Nu vreau să fiu membru al niciunui grup, mai ales dacă grupul ăla vrea să mă bage în el. Adică, am înțeles. Nu sunt membru la nimic. Bun. Eu sunt atât de pe picioarele mele încât chiar nu sunt membru la absolut nimic. Iartă-mă. Cartea de muncă nu am băgat-o undeva. Nu? Ceea ce înseamnă că, bine, dar nu o să fie cazul meu că nu mai apuc eu pensia, dar... Ca idee, da. Ca idee o să... Zine de Pipi și Oțetica. Păi și mi-a rugat o poetă, pentru că avea și ea copii pe aici, doi dintre ei, ăștia care sunt îngăminesc copiii poetei, băieții. Să citesc poezie, nu poezie, să citesc niște povești unor copii și eu în mintea mea așa îmi imaginam că pot să le citesc povești pe care le știam eu de când eram eu copil și după aia mi-am dat seama că nu funcționează, că adică am mai vorbit și eu în stânga, în dreapta. La ei nu merge... Nu mai mergea ce mergea pe vremea Scufița mea. Roșie? Nu Scufița Roșie, vreau să citesc niște povești într-o carte, care era o carte foarte frumoasă de povești când eram eu copil, care se numea Povești Nemuritoare Rusești. Știu că acum Rusia cu e Ivan Turbincă, cu ei, astea voiai? Mai? Da, erau niște povești, că niște bazme rusești foarte frumos colorate, așa. Și am stat și m-am uitat peste alea și mi-am dat seama, bă, astea nu merg la copii ăștia. Și atunci m-am băgat la ceva, la un evergreen, care e Pipi și Oțetica, și le-a plăcut Pipi și Oțetica. Bun, hai să mai vedem o pozuță. Aici e din Havana, Cuba. Am fost și în Havana, Cuba. Ce ai făcut acolo? Jurnalul cubanez. Îl citești în Baricadele 1, la Humanitas. Dar ce ai făcut aici? Aici veneram o mandibulă de mort în casa unor congolezi. Cuba stă pe multe moșteniri, Havana stă pe multe moșteniri, moștenire sovietică, moștenire americană, moștenire spaniolă și o moștenire bogată este moștenirea foștilor sclavi africani aduși acolo la trestie de zahăr și... care și-au păstrat obiceiurile religioase, le-au făcut, l-au mixat cu catolicismul și au ieșit niște religii din astea ultra dubioase așa. Da? Da, au niște sfinți și care sunt și catolici, dar uite, venerează și mandibule de mort. Și am fost cu un prieten al meu spaniol, care era și el așa pasionat de reportaj, și zic, aș vrea să scriu despre o religie, se numește Santeria, vrei să mergem pe la niște congolezi din ăștia, congolezo-cubanezi, cum s-ar zice, cubanezi de origine congoleză, să vedem cum... Și ăsta pare banc. Nu, dar nu e. Știi? Să vedem cum venerează ăștia morții. Și eu, fiind un om care ți-am zis că n-aveam foarte mult discernământ în tinerețe, zic, cum să nu vreau să mergem. Și așa am ajuns să venerez mandibula bunicului mort al gazdei noastre din fotografie. Din Cuba, din Havana. Cuba, da. Dar bine, eu n-am plecat de acasă cu asta, am plecat la Havana, acum pleacă omul de rând la Havana. Ei, toți pleacă la Havana. Sigur, cum? Cu gândul să facă... Cu gândul, da. Dar, acolo era de stat mai mult, adică era de stat câțiva ani, dacă vrei să o faci da? Cu lumea. Da. Havana. Cuba tot. Cuba. Ai ce să scrii din Cuba. Hai să mai vedem o pozuță. Cine dorește să se duc. Asta e așa de tinere. Nu, aici prin Helsinki, uite, o biserică. Îi salutăm pe această cale pe popii din Helsinki. Nu știu de ce ți-am trimis eu pozele astea. Am trimis cu gândul că ți alegi, nu că o să... Păi nu, că nu le-am dat pe toate. Nu, dar bănuiesc că sunt niște amintiri legate de... Am fost cu... cu vaporul. Din Stockholm. Mai țin minte când am fost să caut niște romi în Stockholm? Da. Care plecase în Karlstad, așa, bravo. Ei, cu ocazia aia când am fost să caut... În Karlstad ai fost să-i cauți? Da. Asta e o localitate din la 300 de kilometri. Da. Dar i-am găsit. Sigur, n-a fost atât de greu, nu e ca și cum aș fi descoperit America. Bine, și Columb a descoperit America din întâmplare, nu știa ce a descoperit. Da. Dar de la Stockholm, dacă mergi cu vaporul o noapte, ajungi la Helsinki. Și asta e Depinde ce direcție mergi. Dacă ai noroc, ajungi la Helsinki și asta e în dimineața după ce ai ajuns. Te duci și te așezi, faci o poză acolo și iată, ani mai târziu, la Cătălin Oprișan. Exact, bă, ce era mai aici? Uite. Da. Adică cu mănăstirea Cașin nu mai face nimeni. Poze, trebuie să facem poze cu... Da, bă, n-avem și noi ale noastre, da. Cu la Curtea de Argeș. Asta e o carte, asta e o carte pe care am și eu aici, da. Păi o ai că e una între puținele pe care le mai am eu pe acasă, în sensul că cred că e cea mai nouă apărută cartea mea. E o carte din colecția, cum scrie și pe coperta aia de acolo, Prima dragoste, pentru tineret, dar... Are poze? N-are, din păcate, n-are poze. E bună și pentru oameni care sunt mai copți.
Ficțiune sau... Ficțiune. Ficțiune. Da. Frumoasă? N-aș îndrăzni să spun da. Treaba asta, dar nu e o lucrare cu care să-mi fie rușine. Am înțeles. Hai să mai vedem. Astea sunt alte cărți ale mele. Una e Alea Zorilor. Asta e o carte care, despre care pot să spun că e frumoasă. E, și Fericirea era obligatorie, care e un fel de continuare la Alea Zorilor. Și aia de acolo ce se vede e o biografie Cioran. Editura Polirom la un moment dat avea o serie, cred că are în continuare, de biografii romanțate. Și am scris și eu una cu Emil Cioran. Deci nu Wikipedia. Nu. Mai... Este... Dar de unde atracția pentru dumnealui? A fost și aici, îți răspund și la întrebarea asta. Am la toate un răspuns, vezi? Sunt că ne-am ierci. Da. Biografiile astea romanțate, în cazul meu cel puțin, e mai mult romanțată decât biografie, adică nu poți să te bazezi pe ea, să zici că ai citit-o și dar așa a fost. Dar respectă adevărul, nu? Respectă liniile mari. Dar nu e ce a fost, ci mai degrabă cum ar fi putut să fie în multe aspecte. Adică am luat multă libertate când am scris cartea asta, mi-am luat multă libertate. Nu, eu la un moment dat am mai scris și teatru. Și la un moment dat am avut o rezidență ca să scriu o piesă de teatru și am scris o piesă de teatru care, din păcate, că a venit pandemia, nu s-a mai jucat. Și piesa asta de teatru, personaje în piesa asta de teatru erau niște scriitori. Caragiale, da? Ion Creangă, și unul dintre personajele din piesa mea era și Cioran. Și eu aveam deja documentarea făcută și în momentul în care am vorbit cu un domn de la Polirom, cu domnul Botez Adrian, și i-am zis, eu sunt la fel, mai țin minte cu cartea aia de când voiam să scot o carte, altă carte de fapt, da. Așa i-am zis și lui ăsta, zic, bă, am scris și o carte despre Panaiti Strati, știi, că eu fac doctorat, da. Și așa, și ăla zice, bă, că nu e un an bun, că nu știu ce, că e începuse pandemia 2020, și zice, da, noi scoatem niște biografii romanțate și astea e sigur, nu vrei să faci o biografie romanțată? Și cum ți-am zis că eu zic da, zic, da, fac, de ce să nu fac? Și mi-a trimis o listă, uite-te și tu, pe ăștia și alegeți unul. Și primul pe care l-am văzut și am zis, pe ăsta îl știu, deja era Cioran. Și așa am ajuns cunosc, să, da? Să fac Cioran. Adică n-a fost o, cine știe ce plan, n-a fost o conspirație mondială, a fost o întâmplare, așa cum sunt cele mai multe lucruri din viață. Și uite acolo, prietenul visătorilor și al învinșilor, a apărut și cartea despre Istrati până la urmă. Am înțeles. Deci exact cum ziceam, luăm varză, dar primim și... Exact, luăm da. Banane, dar primim și varză. Și cred că acum e cea aleasă de mine, nu, dacă nu mă înșel. Stai să vedem. Am rămas impresionat de ceea ce ai scris. Știu și aș vrea să ne zici un picuț, pentru că personal am rămas... Deci e vorba de un geniu român. Da, Mihai, băiatul din centru, da. Era un... E un băiat mai mare ca mine, nu l-am cunoscut personal. După aia am aflat că aveam niște cunoscuți comuni. A fost o situație... Eu, ca să nu mor de foame, după ce am plecat de la redacție, am avut foarte multe slujbe, adică în presă, aproape că n-am refuzat nimic, adică am scris absolut oriunde cu gândul ca să nu mor de foame, ceea ce fac în continuare. Și așa am ajuns să scriu și la un site care se numea Viitorul României, unde făceam interviuri cu oameni interesanți. Tot felul de oameni interesanți. Și eu vânam oameni, adică mă uitam, uite bă, a apărut un român care nu știu ce a făcut pe undeva, o gagică, un băiat, un nu știu ce, un puști. Și la un moment dat am văzut o tânără care mi-a atras, mi-a reținut ochiul, foarte interesantă, foarte interesantă. Și zic, bă, vreau neapărat să vorbesc cu fata asta. Era o fată care făcuse matematică la Harvard și foarte frumoasă și foarte deșteaptă, îmi plăcea. A fost un mic interviu cu ea într-o gazetă undeva, că luase nu știu ce premiu, ceva. Era cercetătoare la Princeton. Cerceta ceva, furnici, nu știu. În fine, o fată extraordinară din toate punctele de vedere, deșteaptă, mi-a plăcut tare de ea. Corina o cheamă. Și... m-am întâlnit cu fata asta când a venit în România, adică am aflat numărul ei de adresa, de mail, ce-i fi aflat eu la momentul ăla, și am corespondat și când vine în România, nu știu ce, și a avut la un moment dat un drum așa micuț către, nu știu, Kenya sau Africa de Sud, unde mergea, o escală de o zi,
Și m-am întâlnit ca să fac interviu pentru site-ul respectiv și mi-a povestit multe lucruri despre America, despre nu știu ce. Era, fata asta era cam de-o seamă cu mine, poate chiar mai mare ca mine cu un an. Deci aveam, vorbeam o limbă comună, știam, aveam amintiri comune, cum s-ar zice. Și ea, tipa asta a fost soția acestui domn. A fost prima lui soție, a avut două soții, Mihai, și la un moment dat mi-a vorbit așa, știi, ca într-o doară așa și de primul meu soț, nu știu ce, că era un tip și care era genial și care făcea și care îl cunosc, nu îl cunosc, de unde să-l cunosc? Și de aici am aflat, practic din una în alta, cum să zice, așa să, când muncești, da, mai afli lucruri. Și într-adevăr, după aia m-am interesat și eu și am văzut că povestea era suficient de bună încât să merite să fie spusă. Și am încercat să fac un portret în absența personajului principal, adică eu făcusem multe portrete de-a lungul vieții și cred că era o stăpânesc tehnica portretului, să zic așa. Dacă am o pretenție cu privire la ce fac în presă, cred că sunt în stare să fac un portret, da? Și da, era pentru mine interesant să fac un portret în condițiile în care personajul nu mai trăiește, să-și spună și problema lui și atunci să-și pună perspectiva. Și atunci făceam din alții, în alte bucăți. Și așa, na, am vorbit cu părinții, cu prima nevastă care vorbisem deja, cu a doua, cu alți prieteni și nu știu ce, și am încercat să-i reconstitui acestui băiat tânăr, a murit tânăr la 30 de ani, să-i reconstitui profilul pe care nu l-am știut în timpul vieții, nici eu, nici dumneavoastră, deși dar ar fi meritat. Nu era un personaj cunoscut. Nu, nu era. La adică noi. Era cunoscut la modul, nu știu, să scriseseră poate câteva articole elogioase, așa, că lua medalii la Olimpiade Internaționale. Omul geniu? Da, din așa ce pare. Din ce să spun. Eu nu pot să estimez eu treaba asta, dar nu e, știi cum e, nu e doar părerea părinților lui. E un om, cred că până ziua de azi e omul care a luat cel mai multe medalii la românești la olimpiadele astea internaționale, la matematică, la informatică. Greu acasă la părinții lui? N-a fost ușor, da. Am vorbit și cu sora lui, o, da, te-au acceptat, fată foarte, te-au primit? Foarte bine. M-au primit, da. Erau oameni înțelepți, care sigur că traversaseră această imensă tragedie, să-ți pierzi un copil. I-am scris despre mulți. Ți-am povestit mai devreme că aveam, eram tăbăcit. Era, în, asta am vrut să zic. În era, problema tragediilor. Sufletul era tăbăcit, știi? Da, eram, da, am avut. Adică am cunoscut o doamnă care a mâncat-o pe mama ei în condiții de lagăr. Aveam orori mai mari decât asta, care, da, sigur că fiecare oroare e, da, tragediile, incomensurabilă. Tragediile nu prea le măsori. Nu, corect, se, da, nu se poate compara cu nimic, dar cred că eram pregătit să pot să mă duc și să zic, bă, vreau să vorbesc despre necazul ăsta pe care l-ați pățit și despre fiul dumneavoastră, și cred că a ieșit un articol care a fost citit. Sigur, da, că mie mi-a sărit în ochi de mult, de e mult, puțin de mult față de ce merita probabil Mihai Pătrașcu, așa-l chema pe omul ăsta. Da. Dar e mai mult decât a făcut oricine altcineva. Corect. Uite, am și niște întrebări, mi-am scos pentru că noi avem o rubrică, îi zice vreau să știu sau stai să auzi. Da, eu răspund. Ce muzică asculți? Da, zine ceva din astea de oracol. Mafia. Mafia? Da. Serios? Printre altele. Ascult mai multe muzici, dar printre altele și B.U.G. Mafia. O să merg la concert pe 29 iulie. Ăsta, da, e de fapt la arene sau unde? Pentru care sunt în România. Da? Motivul ascuns. Unul dintre ele. Altul e că e ziua mea și trebuie să petrec timp. Bate acolo la ușă ziua ta. Mai un pic. Mai, da, un pic. Da. Mulți înainte. Deci hai să ți-am răspuns repede. Mafia. Uzi. Uzi, bun. Cel mai bun poet român. Da. Scriitorul preferat? Din astea aici, de oracol. Aici se schimbă la fiecare secundă, în fiecare clip am altul. Dintre autorii români, cu siguranță este Radu Cosașu. Radu Cosașu. Da. Pe care, dacă o să ajungă să ne asculte, că o să-i pun eu înregistrare, al salut. Și eu, să trăiți. Cel mai tare loc vizitat. Unul ai voie. Nu spune sunt multe, cum să... Dom'le, unul. E o cutiuță mică, Nianca, pe locul ăsta. Atât avem un loc. Adică țară în care să spui, tu știi, oraș, hai să zicem loc concret. Adică ai ajuns acolo, nu știu, și ai zis, wow, bă, să nebunez, n-am mai văzut așa ceva. Cuba. Cuba. Da. Cuba libere. Cuba. Frumos. Ei sunt
în urmă rău față de noi, sunt... Depinde cum calculezi. Din punctul meu de vedere, mă enervează expresia asta îngrozitor, țările civilizate. Civilizate în ce? Sunt multe lucruri în Cuba care încă nu s-au pierdut. Hai să zicem așa, că vorbeam mai devreme despre lucrurile. Cuba, sigur că a eșuat ca sistem politic, ca ideologie, ca ce... Între timp, Cuba nu mai e așa comunistă cum mai crede lumea. Da. S-a schimbat. Dar, în egală măsură, pe de altă parte, totodată, totuși... Dar fără doar și poate... Fără doar și poate, am même temps, cum zice președintele Macron, în același timp, cubanezii au păstrat lucruri. Sunt lucruri care au rezistat în trecerea timpului, care nu se mai găsesc în altă parte. Am înțeles. Și asta e o subtilă frumusețe umană. Cel mai greu material pe care l-ai scris, sau cel mai greu însemnând nu ca consum interior, exact. Așa. Asta e o întrebare grea. Cred că cel mai greu mi-a fost să scriu când am scris despre o fată paralizată, o gimnastă paralizată care a făcut un exercițiu greșit, a căzut în cap și a paralizat, și era în China, la un centru, încerca să-și recupereze ce se mai putea recupera din mobilitate. Era paralizată total de la ochi în jos și vizita la centru ăla a fost... Ai fost în China acolo? Da, a fost foarte grea. Am fost în China în 2008 la Jocurile Olimpice și cu ocazia aia am fost și la să scriu și materialul ăsta. Dar parcă mi-aduc aminte. Da, o chema Andreea pe fată. Apoi, desigur, ăsta mi-a fost greu să-l scriu. Mie mi-au murit foarte mulți dintre oamenii despre care am scris. Da. Și aveau ăștia, și o vârstă, adică... La asta vreau să zic, da. La ăștia care aveau o vârstă mai cum mai. Dar mi-am... Vezi că folosesc ăsta, mia, da? Dativul etic. Da, dativul etic, bravo. L-am pe Tupac pe spate tatuat și îmi pare tot mai rău că mi l-au împușcat. Era o fată în care locuia într-un cărucior cu rotile aici în București, adică stătea într-un cărucior cu rotile pentru că nu putea să meargă și a murit la 24 de ani și aia a fost greu. Am fost la mormântare și a fost greu. După ce scrisesem și ultimul lucru pe care l-a făcut era... să citească ziarul și să mândrească cu el așa la colegii de salon și a fost... Wow. Îmi vine să plâng și acum că nu mi-aduc aminte. Da. Cine ai vrea să fii? Ce personaj? N-aș vrea să fiu altcineva decât sunt. Nimeni, nici Hemingway, vorba ta? Nu, nici Hemingway. Nu știu, o zi? Nu, eu sunt... E suficient de greu că sunt eu însumi, să mai vreau să fiu și alții. Greu nu prin prisma kilogramelor, ci așa... Da, mă rog, așa ca personalitate, uite, mi-ar plăcea, dacă vrei să ne jucăm, să fiu o zi, mi-ar plăcea să fi fost Istrati pentru o zi. Dar de ce te-a atras el atât de tare? Tot dintr-o întâmplare. Întâmplarea e că mă aflam la un târg de carte la Paris, în urmă cu câțiva ani, tot așa să scriu, că ți-am zis că mă duc oriunde ca să nu mor de foame, și uitându-mă și eu așa în jur, am văzut, băi, Istrati în sus, Istrati în jos, cel mai tradus, cel mai nu știu ce, el scria în franceză, și zic, băi, dar eu la școală n-am învățat nimic despre Istrati, și vorba aia, am făcut 30 de ani de școală. Niciun rând. De ce? Niciun rând. Nici nu s-a rând. Citit. Și m-am pus întrebarea asta, zic, care e problema cu, de ce în România omul ăsta nu e cunoscut și în Franța e practic cel mai cunoscut autor de origine română, pentru că asta e Istrati, în mod evident. Și am început să-l citesc, pentru că nu-l citisem, pentru că nu ajunsesem la el. Și după ce l-am citit, mi-a plăcut viața lui și pofta lui de libertate și am regăsit multe puncte în comun. Am înțeles. Ce părere ai că Mickey Mouse nu o să mai fie la Disney? E o întrebare cât se poate de serioasă, se pierd drepturile sau pierdut... Îl cumpără chinezii pe Mickey? Da. Mă întristează. Când eram mic, citeam revista Mickey Mouse și e unul dintre puține locuri din presă unde n-am scris. Bun asta, da. Mickey, care e desenul preferat, desenul animat? Desene animate? Da. Ai rupt pe desene animate? Mă uit cu plăcere chiar și în ziua de azi, dacă mai văd. Cred că... Păi da, dar nu astea cu gândac râios o să nu capul de pe lume. Alea de pe vremuri. Ale noastre, alea bătrânii. Adică un Bugs, am un subiect și aici, vezi, pentru că de fiecare dată am avut... Haideți să-l ascultăm! Am avut plăcerea, și asta chiar e o plăcere, pentru că ai văzut că sunt și lucruri neplăcute, auzi orori, dar am avut și plăcerea să scriu un portret al unui om care sper
trag nădejde că încă e în viață, deși știu că avea niște probleme de sănătate mari, care era vocea desenelor animate la TVR în anii 90. Domnul Mihai Cabel, pe care îl salut pe această cale. Toată lumea îl știe, sau mă rog. A fost minunată întâlnirea aia și am scris, cred că a fost un text bun. Adică deci Sandy Bell. Deci desenele mele preferate erau Sandy Bell. Sandy Bell, domnul Cabel, da. Bine, acum am Domnul ajuns. Sandy Bell am numit articolul. Senzațional. Și cu câinele dumneaei? Da, a fost frumos, amintiri frumoase. Dai seama că cei care se uită acum la noi... Nu știu despre ce e vorba. Măi, erau doi moșneci care vorbeau de niște desene cu Sandy Bell. Dar nu mă deranjează. Înțelegi? Am mai avut replica asta odată. Cine n-a iubit-o pe Sandy Bell, acela nu e om. Corect. Am avut profesoare pe care le denumeam Sandy Bell. Adică s-a mers mult mai departe. Bun, dar desenele astea de ce au pierit? O să spui pentru că s-a schimbat societatea, s-a schimbat și copilul la 5 ani, la 4 ani. A dispărut candoarea. Pentru că copilăria e o vârstă magică, dar ea e magică în măsura în care e protejată de ce ar putea să intre. Dar hai să luăm toate desenele copilăriei noastre, povestirile transformate în desene. În fiecare găsești ceva urât și rău. În Albă ca zăpada o trimite să-și știi alea. Știu, dar nu sunt grotești. Nu sunt grotești. Ca să-i smulgă inima din piept, nu-i grotească? Nu, grotescă. Da, ai dreptate cu folosirea cuvântului, da. Nu? Ca aspect, mă refer. Astea din ziua de azi mi se pare că și arată urât. Adică e o estetică. Da. Sandy Bell era frumoasă. Da. Hai să zicem așa, sigur că Bugs se întâmplau... Bunny era bagabond, da, era de gașcă, Tomiță. Și aia, da, sigur, îl împușcau pe ăla, pe că Elmer. Pe Elmer tot timpul ăla se enerva, iar Jerry tot timpul o fura de la nevărul lui Jerry, ăla care sau că îl bătea câinele. Da, amintiri frumoase. Sigur că erau, dar copiii nu se uită la asta. Eu cred că până la urma urmei nu e vina copiilor, n-are cum să fie vina copiilor, e vina noastră, a celorlalți. Clar. Bun, dar dacă pui un copil acum să uită la Albă ca zăpada, râde de tine? Nu știu, n-am copii. Din câte știu. La mine, al meu s-a uitat la câți toate, 14 acum, dar când se uita, cu singur amendament că mă chema să-l țin de mână când îi zicea vânătorul, trimite-o să-i smulgă inima din piept. Și tati, vină un pic. Îi făcea traumă. Da, stătea, adică nu putea înțelege că de ce să-i smulgă inima din piept și de ce e desen animat. După aia m-a întrebat peste ani, a zis, mă, era desen animat, trebuia să-i smulg. Mă, lasă-mă, n-ai trecut și tu peste aia cu smulsul inimii în piept? Sau de ce tu n-am pisicile aristocrate și să vedeau... Este un copil cu suflet sensibil, ceea ce o veste bună. Da, nu, chiar... Alții probabil că ar fi mai puțin îngrijorați de posibilitatea ca unui personaj să-i se smulgă inima din piept. Bine, erau toate cu Sesam, deschide-te, că oia care furau era și cei 40 de hoți. De ce erau aia hoți? Sigur, e adevărat. Cu aia de-l mânca lupul pe scufița roșie. Dar l-am întrebat pe domnul Cabel treaba asta acum 10-11 ani, poate chiar 12 când am făcut materialul. L-am întrebat același lucru. Domnule, de ce nu mai sunt desene, domnule, cum erau? Și răspunsul pe care mi l-a dat și pe care ți l-am zis și eu mai departe... Mai e candoare. S-a pierdut candoarea în lume. Bine, s-a pierdut răbdarea, s-a pierdut mândria, s-a pierdut orgoliu, respectul, candoarea, bunul simț, sunt multe, vezi? Până dimineață și când fazan cu ele. Sunt, o altă... Știi? O altă mică sursă de venit care mi îngăduie mie să trăiesc este faptul că pierd mai puțin la pariuri decât alții. Să ne spun. Apropo de asta, uite, întrebarea următoare. Sunt jucător. Da, de la... Care e cea mai bună echipă din toate timpurile? Nu din fotbal, adică nu numai din fotbal. M-am jucat recent cu un prieten al meu, ca să vezi că suntem infantili. El e pasionat de Zodiac, ceea ce, mă rog, e ciudat, dar eu îi respect pasiunea. Și am făcut echipele în funcție de zodii. Jucătorii ne-am dus foarte departe. Rău. Și sunt în măsură să-ți spun că din punct de vedere zodiacal, cea mai bună echipă în toate timpurile este echipa Scorpionilor, care cuprinde atât pe Pele, cât și pe Maradona, cât și pe Van Basten, cât și pe Gerd Müller. Deci ăștia sunt undeva octombrie-noembrie. Și Racii au o echipă bună cu Messi, cu Zidane. No, voi sunteți oameni serioși. Di Stefano. Da, voi sunteți oameni serioși. Și Vărsătorii au o echipă bună cu Roberto Baggio, Cristiano Ronaldo, Romario. Lumea o zică că am vorbit Gica înainte. Hagi. Deci tu ai găsit un prieten care e fier pe Zodiac. Da. Și a zis, nu, dar vedem... noi oricum ne jucam așa. Noi avem un joc pe care îl jucăm încă de când eram în redacții și mi-a plăcut că ai folosit și cuvântul harfă, care ne duce aminte de tinerețe și de jargonul redacțiilor. Am, apropo, la școala mea și un curs despre harfă, în care vin oameni care n-au nicio harfă. Că au fost întrebați copiii la basket dacă au mâncat dude și a zis tata, dă dude în casă. Super. Unul de 7 sau de 8 ani. Frumos. Adică s-au dus...
S-au dus departe. Că l-a auzit probabil că nevasta a zis, bă, mai lasă-mă cu dudele astea ale tale. Și când ne-a întrebat copii, voi ați mâncat, era o întrebare cât se poate de fi. Două întrebări au fost la cursul de basket. Când v-ați cătărat ultima dată în copac și toți 10 au spus, noi n-avem voie să ne cățărăm că ne omoară mama cu tata? Păi da. Da? Ca să le vadă mobil. Și a doua, când ați mâncat dude? Și i-au zis, ce e dudă? Nu mâncase nici... Nu, când ați mâncat dude de pe jos? Când și am fost zis... în Israel acum mai mulți ani, am vizitat un kibbutz. Da. Am vizitat un kibbutz undeva, nu departe de Tel Aviv și de Haifa. Ei mai au încă astea? Mai au, dar puțin. Poate 5% din populația Israelului trăiește în kibbutzuri. Și colegii mei pe acolo, după la școala aia, sau mă rog, ai mei, alți studenți de la Universitatea Internațională din Tel Aviv, venind fiecare cu ce treabă avea pe acolo, cei mai mulți dintre ei erau americani. Și erau americani, na, câți ani ai când ești la facultate? 22 de ani, da. Pe acolo, 19 ani. Și am mers la kibbutz cu oameni din campusul ăla universitar, adică ce au organizat de, da, de universitatea asta, cum s-ar zice. Și erau nu unu, nu doi, nu trei, majoritatea zdrobitoare a unor americani de 20 de ani nu văzură niciodată niciun animal viu. Adică nu știa, uite, mami e găina, uite, ce e ăsta, ăsta e porcul, porcul nu era, ăsta e cocoșul, știi? Și atunci... Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. Nu, nu e... Ba e... E ceea ce e. Asta era realitatea. Și probabil că în direcția aceasta merge și o anumită clasă de copii din România, care nu-s crescut la țară și așa mai departe. Nu o să vadă cocoșelul. Mă gândesc că toată viața asta i-am spus alu meu. A locuie tata, alu meu, i-am zis întotdeauna te simt copac. Eu n-aș putea să fiu ipocrit să spun, vai, băi, să nu cazi de acolo. La noi n-a existat treaba asta, eram numai în cap. Aveam un cum se numește, un vecin care cred că și-a spart capul de vreo 15 ori. Da, căzut din copac. Da. Dar era brav, era curajos. Era... Picioare rupte și tot timpul, oricând găseai un vecin care avea o mână sau un picior în ghil, nu exista pe vremea noastră. Noi ne puteam până la sânge. Că era bicicletă, că, bă, de ce erau... luam o bicicletă? Că ți-am zis să nu iei, că stai tălâmba și cade. Apropo, hoțul care mi-a furat bicicleta în urmă cu 2 săptămâni, i-a rugat să-mi o înapoieze, că vedeți, îl știu pe domnul Oprișaj, asta nu e... După voi. Ți-a furat bicicleta? Da. De unde? Din bloc, din scara blocului. Păi cine ai băgat-o în casă? Stai puțin, tu ai crezut bună. Că ești în vremea lui Vlad Țepeș și ai lăsat-o așa rezemată? Nu, am de... avut-o multă vreme acolo și avea și o roată spartă. Bun, dar n-ai legat-o cu ceva. Mai era legată. Cine fură o bicicletă cu o roată spartă, știi? Iată că și s-a găsit și acest... Da, s-a furat în timp ce eu eram în Sicilia. A fost desafurat. Așa e divertisul. Așa. A fost desafurat. A fost, da. Era bun, divertis era bun. Ghiuri e bun. Astăzi m-am uitat, l-am avut invitat și pe Silviu Petcu, care ne-a povestit. Da, l-am cunoscut cu plăcere, un an simpatic. Un an de zile, și asta nu mai e chestie de șoc și groază, îl visa pe Ghiuri. Ghiuri a fost o personalitate. N-am astăzi avut plăcerea să-l știu așa. O singură dată m-am întâlnit cu Ghiuri Pascu, întâmplător. Am stat la aceeași masă la un concert de jazz și mi s-a părut un om foarte simpatic. Astăzi m-am uitat pe Valentin Gora, care spune că la BBC și la Euronews jurnaliștii adevărați se uită la, verifică din 3 surse știrile, și a zis, eu am cum rămâne cu așa, eu am televizorul de 3 televizoare pe TVR1. Și mă uit să văd dacă sunt aceeași știri. Dacă e aceeași știre peste tot, e credibilă. Și atunci Ghiuri spunea, Dumnezeu să-l ierte, eu am, dumnealui s-ar putea să aibă o problemă cu glasul inconfundabil, azi dumnealui ar putea să aibă o problemă științifică de ordine. Să aibă o problemă de ordine științific, pentru că dacă legi acele 3 televizoare în paralel, e una, dacă le ai în serie, ultima știre e mai proastă. Bună. Dar mă tem că și aici, dat fiind analfabetismul științific, n-ar înțelege 9 oameni din 10 ce tocmai ai spus. Perfect. Dar astea cum mergeau până... Era lumea mai puțin proastă. Sau nu proastă e cuvântul. Mai, eu în generația mea, eu sigur, am fost așa cum am fost. Da? Eram bun și la școală, aveam premiu și căcaturi de astea. Nu asta e important. Bă, dar și cel mai prost de la noi din generație și așa, bă, totuși era un om întreg. Adică era un om care știa să caute o informație, și când citea pe medicament, când citea, că de aici pleacă tot. Când citea pe medicament, știa când să ia pastila aia. Da. Că asta e cel mai important. Adică citesc și înțeleg că trebuie să iau... Iată, 20 și ceva de ani mai târziu nu mai e caz. Păi da, dar nu e o perioadă atât de mare. Nu e, dar... Sunt consecințele. Divertis în 2000 și-a pierdut din valoare tocmai din... Adică eu cred că
Divertis ca... Divertis a fost... Barometru perfect. În 92, da, acum 30 de ani, da, erau buni. Da, în 2000 nu mai erau. Nu că nu mai erau, nu mai aveau public. Da, publicul lor dispăruse. Asculta Vacanța Mare, publicul. Ești răutăcios. Nu sunt răutăcios. Da, și da, da, asta aia, era... Și acum 20 de ani mai târziu și Vacanța Mare pare sus, da, față de unde te-ai, da, dus acum. Da. Dar lumea umple sălile la băieții ăștia. Foarte bine, n-am o problemă cu sălile pline ale lor. Deci tu nu mi-ai zis care e echipa. Zi-mi echipa săgetătorilor, scorpionilor. Nu, săgetătorii sunt cei mai slabi. Ce zodie ești dumneata? Gemeni. Acum stăm. Am ceva? Craif, cred. Da, cred că e în aprilie. 25 aprilie. 25, exact când a început, când începe... Da, e o echipă bună, Gemeni, dar nu prinde semifinale. Nu prinde, am înțeles, da. O să mă schimb. Băi, așa, dacă mă întrebi din ce am văzut eu, au fost câteva echipe bune pe care le-am văzut. Am amintirea primei mari echipe adică din secolul 21 al Real Madrid, aia cu Ronaldo, cu Zidane, mi s-a părut o echipă Dream bună. Dream Team-ul american în 92 l-ai prins? Sau ți-a adunut? La basket, la basket, da, l-am prins și pe ăla. Deci Real Madrid-ul era o echipă bună. Barcelona, era Messi, Xavi, Iniesta, era o echipă bună. AC Milan-ul și ăla vechi din sfârșit de anii 90 era extraordinar. Și 2003-2007 era foarte bun. Cu Carlo Ancelotti antrenor. Bine, noi n-am prins Brazilia cu Garincha, Didi, Vava, Pelezac, nu știu. Da. Bine. N-am prins Real Madrid-ul cu Di Stefano. N-ai prins nici Uruguay 1930, da, când avea un jucător cu o singură mână, Hector Castro. Da. Dar astea au fost echipe foarte bune, echipe extraordinare. Spania în 2010, că astăzi sunt 12 ani de când au ieșit campioni, da, mondiali, a fost o echipă foarte bună. Dar eu întotdeauna... Cu Xabi Alonso în baie, cu geamul de la cadă căzut peste el și secționându-i rotula. L-a chemat înaintea semifinalei cu Germania, mai erau 2 ore și jumătate. L-a chemat pe medic și a zis îmi faci ce vrei și medicul a fost să leșine pentru că era sânge peste tot. Și a zis fă-mi ce vreau, eu trebuie să joc. Nu a știut nimeni din lotul Spaniei, în afară de ei doi și de un masseur. Mi-aduce aminte de faptul că Canizares la un moment dat a ratat un mondial, că a căzut. În 2002 a pus stop cu aftershave. Da, s-a pripit. Și a secționat, da. Sunt greșelile tinereții. Bine, noi nu dar știm... Dar eu dintotdeauna am fost un admirator și sunt în continuare al Italiei. Eu am deschis ochii către fotbal cu Italia 90, cu un estate italiano, cu Italia 90. Astăzi se împlinește un an de când a ieșit Italia campioană europeană. Eram la Roma, m-am dus special ca să trăiesc această bucurie. Pe bune, și am trăit cu Donnarumma, care nu a știut, că el a zis s-au terminat, bă, suntem campioni, și a zis pe nu să mai bat pe... Nu contează, important, cum ar zice tata Puiu, rezultatele vorbește. Da. Dar a fost una dintre cele mai frumoase zile din viața mea anul trecut, 12 iulie 2021, la Roma. Am fost fericit. Soprattutto siamo noi. Uite o întrebare grea. Era mai frumos fadul ăla în alb negru? Noi nu l-am prins, dar ni-l imaginăm. Nu? Eu cred că era foarte frumos fotbalul când nu-l vedeai și doar îl auzeai la radio. Fotbalul povestit. Păi dacă ți-l povesteai Liuță Dobre, simțeai că e un AC Milan cu... Celta Vigo cu FC Argeș. Celta Vigo, da, acolo s-au pierdut pariuri pentru că s-a spus că s-a terminat 7-0 și n-a fost cazul. Eu m-am culcat la 4-1. Așa este, dar până la urmă n-a fost. Am ascultat și eu meciul ăla la radio. Țin minte, încuraja imaginația să nu vezi. Da. Știi că Machelele, Claude Machelele, am fost acum la Cluj și l-am întrebat și nu-și aduce aminte de meciul ăla. Zic, știi că Matala e ucis pe Mutu? El venise la meciul de retragere. Nu, cum mai știe. Nu. Zic, 7-0, nu, con Benfica. Băi, nu lui Benfica e dat. Ăstuia de-l vezi aici, cu Adi Mutu, uite, lângă tine. FC Argeș și având o echipă senzațională atunci. Adică fără avea nicio ironie. Bună, da. Avea echipă bună. De la Vintilă, Crivac, CJ Barbu, bun. Mutu și așa mai departe. Și avea... Jean Barbu, ce mai păi face Jean CJ Barbu, că numai așa era. Ce face Jean CJ Barbu în viața lui? Are o școală de fotbal, din ce știu. Mă bucur și pentru el. A jucat un pic pe la Numancia. Da, a jucat în Spania. A jucat pe la Numancia, pe vremea când noi aveam 14... La Rapid. Aveam 14 în primera și vreo 6 în secundă. Erau 20 de jucători. Abia aștept să merg să văd un meci al Rapidului pe Giulia și n-am apucat să ajung. Dar vreau să merg, îmi place... sau cred că o să-mi placă atmosfera. Deși Rapid, am fost pe Giulești la un meci al Naționalei, ăsta cu Muntenegru, a fost oribil, evident, și mi s-a părut foarte mic stadionul Giulești. Ce au făcut? Că e mai mic, a intrat la apă. Păi e mai mic, da. Sportivul preferat? Adică unul să spui, domne... Pentru mine categoric e Roberto Baggio. Robicodiț. Jucătorul meu preferat, da. Am văzut filmulețul, dar...
Lasă-mă filmulețul. Nu e vorba de filmuleț. Da. E vorba de ce rămâne în sufletul omului după ce cariera s-a încheiat. Dacă n-ar fi fost accidentările alea, era și mai mare? Sau e mare de ajuns? Eu cred că era la nivelul geniilor din jocul de fotbal. Era cu Maradona, acolo era. Deci mai mare ca el în inima ta? Mare. În mai mare ta. În inima mea nu e nimeni. Nu. Asta ți-o spun sigur. L-ai prins așa... Eu cred că răspunsul la întrebarea care e cel mai bun fotbalist din lume pentru fiecare om e primul de care te îndrăgostești. Corect. Iar în cazul meu ăsta a fost Roberto Baggio în 1990 la golul cu Cehoslovacia la Mondial. Bun. A fost primul meci de fotbal pe care l-am văzut eu înțelegând ce văd. Era cu steagurile care tremurau? Cu punctele alea care coborau așa? Da, era cu Adidas Torsion reclame în pauza meciurilor. Ăla a fost primul meci Panasonic mare, sau primul jucător care a făcut ceva ce nu mai văzusem niciodată. Și la noi? Nici, n-am mai văzut vreodată. La noi? Eu, cum spuneam, am deschis ochii cu Italia 90 și primul meci românesc pe care l-am văzut a fost România-URSS 2-0 cu Lăcătuș. Două Lăcătuș cu Dastaev, pe care curentase și cu 3 ani înainte cu Sparta. Eram prea mic, dar îți dai seama că din clipa aia mi-a plăcut Lăcătuș. La L, logica e simplă, o să te dumiresc acuie cu L unul mai mare decât Marius și toți ziceau Lăcătuș. Aveau și... Au fost vremuri interesante. Deci mi-a plăcut instant de Marius Lăcătuș. Știi când l-a chemat Ene și a zis bună ziua domnule Lăcătuș, a zis să moară mama, am crezut că am venit și cu tata. Superb. Da, bună ziua domnule Lăcătuș. Au fost mulți jucători români care mi-au plăcut. Bine, și în afară de Baggio mi-au plăcut în mod de vide mulți alți fotbaliști, dar nu a fost niciunul în suflet. Pe alte sporturi... Mă uit și la alte. Cu alte sporturi cochetăm, da? M-am uitat, da. Sunt... mai scriu despre tenis. Am habar, așa că mă întreb cine e Stefanec, Radek Stepanec, cum îl cheamă, pe ăsta cel mai urât om din lume. Da, sau Wayne Ferreira, dacă vrei, din anii 1990. Știu cine e Patrick Rafter, hai să zicem așa. Patrick Rafter, da. Da. Sau și Evgeni Kafelnikov. Kafelnikov și mai era băiatul ăla... s-a apucat de poker sau ceva. Da, și mai era băiatul ăla, devenea mereu și câștiga la turneu. Cum era? Thomas Muster. Da, îl cunosc și pe dânsul. Nu, venea tot timpul. Iar la fotbalul anilor 90 era Thomas Hasler. Thomas Hasler, da. Fotbalist care era din RDG. Da, dar n-a făcut săracu o cariera pe care merita. Brolin s-a apucat Thomas de poker. Thomas Brolin, da. Să nu ne mai aducem aminte de da, el. Că a fost foarte trist înfrângerea aia cu Suedia. Eram la mare. Am fost printre cei care au ieșit în fața... Am fost acasă la Gică Hagi să-i scandăm numele... Da? Da, a ieșit tatălui Gică Hagi. Băi, lăsați-mă în pace, că Gică e... Nu, de la bucurie, nu la necaz, cu Argentina. Cu Argentina. Argentina, da. Și te-ai dus de la mare în față la Gică Hagi? Păi eram acolo, eram în Constanța. Ce faci în perioada următoare? Unde mai pleci? E un răspuns teoretic. Eu am un calendar de plecări pe care mi l-am făcut un an înainte, dar după cum am fost învățat în anul 2020, când am pierdut mult din ce... speram, adică aveam plecări cumpărate, biletele și avioane și cazări în Japonia, în Uruguay și n-am ajuns nicăieri. Nu, sunt niște planuri volatile. Dar dacă aș avea posibilități, hai să zic ceea ce evident n-am, dacă aș avea posibilități aș pleca în Montevideo, Uruguay. Ai ceva anume? Îmi place mie Uruguayul. Îmi place și fotbalul din Uruguay. Pe bune? Da, îmi place Montevideo ca atare. Au tot ce e mai bun și de la Argentina și de la Brazilia. Conte Verde nu mai există, că s-a dat la casat. Nu mai există mai să mergem cu vaporul, dar putem să mergem cu avionul, dacă vrei zic eu cât costă biletul, e costisitor. Nu există zi să nu mă uit. Dar ești cam bancuri, ai mai fost, n-am mai fost, n-am mai vrut? Am mai vrut, da. Am avut biletul și a venit pandemia și mi-a luat banii din buzunar. Și acum ai dat un F5? Țac și... Eu mă uit mereu, mă uit și la piața imobiliară din... Eu n-am nicio proprietate, doar bicicleta asta o lasem de la un actor. Deci nu mai nimic. O lasem de la un actor rom pe nume Jean din Rahova, da. Și pe care îl salut pe această cale, un băiat foarte talentat. Păi ce e dar din dar, nu, că am luat-o pe bani, n-am luat-o pe degeaba. Păi nu știi de unde a luat-o el. Nu, că e băiat cu minte, Jean. Da. Și actor, nu, actor bun. Și că am scris și despre teatru și aveam anturaj cu actorii și... Dar mă uit în piața imobiliară din Montevideo, o știu mai bine decât pe asta. Apare din România. Apare un tip ok așa, adică să facem echipa în funcție de zodiac, e da. Ok.
cauți garsoniere sau două camere, proprietate imobiliară, Montevideo, da. Da, adică e... Ți-am spus că da. Sunt complex. Da. Conțin la asta nu m-aș gândit în viața mea. Cum ar adică fi zis, 100 de puncte și să bifez aia că să facem echipa în funcție de zodie. Păi nu înțeles cum am ajuns aici, că nici aici nu ajungem din întâmplare. Începusem să zic și ne-am luat altele. Ne jucăm și nu doar cu el. Atenți acum, mă joc cu mulți oameni, inclusiv pe Facebook mai pun asta câteodată. Când eram noi, tot din redacție vine de la evenimentul zilei, jucăm jocul dragostei, care nu e ceea ce ți închipui tu, ci e ceva de genul Pele sau Maradona. Știi? Și tu zici Maradona și după aia Maradona sau Zidane. Da, flori, fete, filme sau băieți, nu, melodii sau cântăreți. Așa. Și sigur că la un moment dat, după ce am epuizat tot ce poți să-ți închipui, s-a ajuns inclusiv la asta, nu știu, fotbalistul Rac sau fotbalistul Capricorn, știi? Și de aici n-am mai fost decât un pas până la... E ca aia cu când se duce să-și ia femeia gonflabilă, știi? Nu știu, nu știi? Dar bănuiesc o să aflu acum. Și zice cât e, ce dată de produs are. Și ăla zice... Tu, de ce întreba? Zi, domnule, ce? Și ăla se uită pe aia pe spate și zice 27 mai, nu gemeni! Oh, da, bravo, e bună, e bună. Nu gemeni, mă rog, da? Într-adevăr. Exact așa. N-am avut plăcerea și posibilitatea să cunosc gemenii atât de bine. Da, am înțeles. Cărți mai scriem? Adică avem ceva în plan? Nu, dacă mai scriem. Am în comerț. Asta. Dacă cititorii doresc să cumpere din comerț, eu am făcut și o editură între timp, după ce am... E ceva ce n-ai făcut? Sunt câteva lucruri pe care nu le-am mici. Făcut. Am făcut și o editură, dar are un nume pe care degeaba ți l-aș spune, că oricum nu o să-l rețină nimeni. Păi și dar pe litere sunt... Păi l-am făcut ca să țin proștii la distanță, adică să le fie greu să pronunțe sau să... să pe litere să zice așa, Z-U-G-Z-W-A-N-G, Zugzwang. E un termen din șah. Hai să că am jucat și șah. Și editura Zugzwang. La Băicoi. La Băicoi, da. Acolo intrați și luați cărțile mele. Sunt ești multe. Ca polonezul. Știi când era polonezul la oftalmologie? Și zicea... Da, 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 știu, e ceva îngrozitor. Da. Au numai consoane săraci. Altfel e frumos în Polonia. Am fost jefui la Auschwitz, am uitat să-ți spun și asta. Sună ciudat. Îți dai seama cum... Apropo de ceva ce n-ai făcut, da. Gândește cum e titlul ăsta. Păi da, mi-a fost furat telefonul. Am fost jefuit la Auschwitz. Am pățit. Nu se știe de către cine sau bănuiești? Bănuiesc niște englezoaice grase care... Vorbește frumos, mă rog. Că niște englezoaice... Pe niște hoațe. Poate sunt aceleași care mi-au furat și bicicleta. Și bicicleta. Dar te-ai gândit să, că poate ar trebui să te mai duci pe la o biserică, pe la ceva, adică să-ți fure... Să... Nu? Ce să faci? Te-a alergat prea cu cernic cu părinte. A vrut, n-a reușit. Da, că dacă avea picioarele, abele dacă picioare... Dacă nu era beteac, da, probabil că eram bătuți. Am avut multe în timpul documentărilor pe teren. Am fost aproape de sfârșitul vieții de câteva ori. Dar de ce ai zis că ai fost în moarte? Ai fost susținut artificial odată? Am avut niște operații. Da? A vrut să ne omoare unul, a fost frumoasă asta, a vrut să ne omoare unul cu un par, așa ne-a alergat cu parul să ne dea cu el în cap, într-un subiect bun, care avea oarecum legătură cu Holocaustul din România, pentru că ăsta era paznicul unui cimitir din ăsta evreiesc, unde erau mormântați de ăștia omorâți în Holocaust, și era pasnic și gropar și tot acolo. Da, era și, omul bun la toate. Așa, și vindea oase pentru studenții de la medicină din Iași și devaliza mormintele. Am astea. Auzit asta, și a ieșit subiect în presa internațională mare și ne-am dus și noi să vedem despre ce vorba și ne-a luat la omor, adică n-am mai apucat să-l documentăm. Ne-am scăpat vitejește cu fuga. Evreii sunt, reprezintă poporul care ține cel mai mult la treaba asta? La strămoșilor și la memorii. La memorie? Din ce am văzut, eu am fost și în Palestina de multe ori, adică sunt în măsură să vorbesc și de cealaltă parte a zidului. Există o memorie istorie mai, o memorie istorică mai bine prezervată în Israel decât în alte locuri, dar da, probabil că da. Adică sunt lucruri pe care cu siguranță le putem învăța cu toții de la poporul evreu, care a fost greu încercat. Am înțeles. Dar, pentru că există și dar, prezint rezerve la atitudinea statului Israel din prezent. Am înțeles. Întrebarea de final din oracol. Regrești ceva? Ca nu Edith începe, Piaf. Aoleo, multe. Ca Edith Piaf. Nu, da. Sigur că sunt... Adică ce ai fi vrut să faci, să zicem, și n-ai făcut? Nu o nebunie, ceva palpabil. Dom'le,
Cam versurile, am putut să fac asta, fac ceva n-a fost și nu ce altfel n-are rost. Este, am ales să fac asta, altceva n-a fost și vreau să fac bani din asta, altfel n-are rost. Asta e cea mai bună definiție a tranziției românești. Da, știu ce să-ți răspund la întrebarea asta. Regret că până la 29 de ani Fitzgerald a scris Marele Gatsby și eu până la o vârstă mai înaintată n-am scris o carte la fel de bună. Am înțeles. Deși refuz să fii membru al Uniunii Scriitorilor. Nu, adică știi cum e, nici două, nu mi-a propus nimeni, nici eu nu poze m-am dus. Și, două poze și nu, să plătești... Nu cred că am fost membru la ceva vreodată. Am fost o singură dată, cu mulți ani în urmă, dar probabil am fost exmatriculat pentru neplata cotizații în Asociația Presei Sportive când am fost la Beijing. APS-ul, Dan. Da, am fost pentru că era ceva să te bage aia pe acolo, să te voia ceva și o dată românească. Dar cred că ai fost în AIPS. Că ai fost în aia multă internațională vreme. A presei sportive. Poate, nu știu unde am fost. Undeva am fost. Doar acolo am fost. Dar am acasă poza și legitimația aia. Am înțeles. Mai sunt întrebări la care mai vrei să dai răspuns? N-am răspund în măsura în care știu în care răspunsul. Sunt, pot să răspund. Dacă dumneata întrebi, eu răspund. Două ore au trecut. Bine, mai putem. Dacă te simți bine alături de cei dragi. Da. Dumneavoastră și invitații noastre. Andrei, mii de mulțumiri că ai fost alături pentru de noi. Pentru puțin. Ce să-ți urăm? Sănătate. Asta s-a dat, lasă-mă cu asta. Știi cum e, dar... sănătatea e mai bună decât toate, cum se zice, dar sănătatea goală e încă o boală. Mai există și vorba asta. Corect. Mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Sănătate și noroc. Să ne apucăm și de bucate. Să mulțumesc și eu celor de la Unibet. Nu uitați că bucatele sunt la atelierul de tarte. Vin de la atelierul de tarte și sunt la atelierul de tarte. Badabum, de acolo faceți cumpărături de plăcere, de orice tip. Intrați și vedeți așa. Și dacă aveți nevoie de mobilier, băieții de la UD Bucovina. Acum trebuie să bag alea cu share, like, subscribe și nu știu ce. Dar am învățat de la un băiat. Un follow pe Andrei Crăciun și veniți la... Păi zi, zi. Ascultați chemarea mea de acolo. Păi nu știu, că mereu se schimbă. Mereu am altceva de oferit. Am înțeles. Dar unde trebuie să te urmărească? Pe Insta? Pe ce? Pe Facebook mă găsiți cel mai ușor. Mă găsiți și pe Instagram, dacă mă căutați cu adevărat. Da. Iar un băiat descurcăreț în viața mea a spus așa, băi, știi cum trebuie să termin tot timpul? Zic, ia, luminează-mă. Cei care vor să dea de mine, mă găsesc oricum. Bună și asta, nu? Îi salutăm pe această, cale și pe cei care nu vor să dea de noi. Da, și cea mai rosită dintre toate zilele noastre e clar cea în care n-am râs. Mii de mulțumiri, vreau să știu toate ai cele bune. Ai vorbit ca Charlie Chaplin. Da. Toată lumea zice de Charlie Chaplin. Băi, nene, e șanfort ăsta. Chiar și așa, dar... Ăsta e șanfort. Cum era când îi zicea Chaplin lui... Einstein îi zicea lui... Da. Chaplin zicea lui Einstein, domne, nu înțelege nimeni ce zici și toată lumea te iubește și zice... La... Da. Invers, e și mai rău, zice... Corect. Da? Ați înțeles ideea. Asta e de la Isadora Duncan cu George Bernard Shaw și azi vreau să fac un copil cu dumneavoastră și ăla a zis dacă are... trupul, știi, că cu trupul meu și mintea dumneavoastră și a zis să nu fie invers, că săracul... Se poate întâmpla. Gata, că nu mai terminăm cu nea, Andrei. Chiar e la revedere. Acum avem posibilități. Numai bine, sănătate și mii de mulțumiri.